Băi, 2000 de persoane deja, ce se întâmplă seara asta, că nu vine să cred. Deci eu am fost foarte liniștit până acum, dar acum m-au luat emoțiile când mă văd așa mulți, ești nebun? Bă, frate, vă pup, deci vă pup acum cum nu v-am mai pupat niciodată de până acum. Deci avem, ia stați să mă uit așa de curiozitate, 2600 de like-uri și 2200 de persoane din prima, ești nebun? Mamă, ești nebun la cap! Nu e, deci eu vă iubesc prea mult vă iubesc eu pe voi, frate. Deci, după cum ați văzut și voi în titlu, azi am, practic, trebuia să fie azi că am făcut. Stați așa să mă aud, mă, nu mai renunț la căști acum de început măcar, ba nu, că dacă se întâmplă ceva eu nu aud. Stai așa să opresc și asta aici, perfect. Deci vă pup, frate, și vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici cu mine seara asta să sărbătorim împreună un an de YouTube, dar doar că... OLR cu un euro, o donație așa de început de live, mersi mult de tot, bro, te pup, apreciez enorm. Bă, frate, trebuia să fie azi, bine, după titlu, azi zice, bă, azi faci ăsta un an, hai să vin și noi cu el, nu știu ce. Eu, de fapt, mâine fac un an de YouTube, dar noi sărbătorim în avans, voiam, știți ce voiam, mă, frate, voiam, aveam un vlog, bine, încă l-am, practic, încă lucrăm la el și așa, am un vlog super special și vreau să fac eu un vlog așa de un an de YouTube, doar că... Visul meu, bine, visul meu, planul meu era să-l postez și eu mâine pe 4, dar nu e gata până mâine și sper să fie gata săptămâna viitoare, dacă nu, cred că în două săptămâni așa, cred că e gata. Cine, cred că știe, cine a văzut pe Instagram, a văzut și pe Instagram. Am repetat și acum pentru că știu că mulți nu aveți Instagram sau mulți nu mă aveți la follow, că, na, nu știu de ce. Și cum se numește melodia de la început, băi, frate, tu înseamnă că cred că ești nou pe aici, dacă nu știi. Ștefan Maftei a devenit membru, te pup, bro, mulțumesc mult de tot, bine ai venit la noi, familia aici. Deci, melodia se numește You Know Way Villa. Și hai să, acum hai să-ți arăt și de ce am zis eu că, ia vezi. Dacă nu era autotune pe piesa asta, s-a terminat tot. Abia acum, se citește OLR. Și eu cum am zis? Și eu cum am zis, mă, azi, OLR? Și FSP, stai că după aia mă ia, dacă citesc FSP ro, mă ia și el, că se știe FSP ro. E FSP ro iar cu un euro, haide cu speretura, viața, intrăm imediat în joc, dar până atunci stați așa un pic, că sărbătorim și noi un pic. Deci, piesa asta eu o foloseam, bine, mulți dintre voi știți asta deja. You Know Way Villa se numește piesa pentru cine a întrebat. Și piesa asta o foloseam la fiecare sfârșit de vlog. Și uitați și aici, cine e de la Teo 10 o să dea like. Răzvan cu 2,05 cu 10 lei. Ce 2,05? Ce atâta americanism de astea, mă? Te pup, viața aia, singurul căruia i-am dat subscribe. Te pup, bro, mulțumesc mult de tot. Apreciez enorm, frate. Deci, eu m-am trezit într-o dimineață și am văzut comentariile astea de la piesă și nu mi-a venit să cred, ești nebun. Uitați cât dau în jos. Numai cine vine de la Teo 10 și așa mai departe. După cum vedeți, am dat și like la majoritatea comentariilor, dar mie mi s-a părut ireal ce s-a întâmplat la piesa asta, frate. Și știu că avea, cred că, 50.000 de vizualizări când am început să o folosesc și acum 150.000 mi se pare ireal. Ireal, ești nebun. Băi, frate, vreau să începem prin a povesti, deci fiți atenți, am fost, azi am filmat puțin. Uite, OLR, gata,
cu un euro iar, e bine cum ai stat 2 ore, gata. Băi, dar am mai donat FSPRO, am citit adineaur, dar nu cred că a apărut pe ecran aici. Bro, dacă ai donat și n-a apărut, îmi cer mii de scuze, frate, nu știu ce s-a întâmplat. Oricum, eu am văzut, toți am răspuns și îți mulțumesc din suflet. Deci, azi, fiți atenți. La ultimul prank, știu că v-a plăcut multora dintre voi. Vă salut și vă pup pe toți. Băiatule, ce faci, mă? Bună, Chiesi? Unde o vezi pe Chiesi? Ești nebun? Sunt eu aici, ori mă saluți pe mine sau... Aiurea! Ai, ce scrii și tu aici în chat? A, scuzați-mă, scuzați-mă. Am supărat. Scuzați-mă. Nu știu, bebe. Eu să mă râd dacă m-am uitat la chat un pic, că nu pot. Trebuie să mă concentrez să... Da, mă, uite-o pe Chiesi aici. Bună seara, oameni buni. Unde te vezi, nebunul? Late night show? Unde te vezi, Jimmy Kimmel? Is that you? Oh my God. Cuba la mine aici. Cum? Jimmy cum? Kimmel, nu-l știi? Din America face late night show de-astea. Jimmy Fallon. Păi e și Jimmy Fallon. Ai că știe, iubirea mea. Ei sunt amândoi, iubire, gen, sunt două show-uri diferite. A zis pe live viața, gata, iertați-mă. Deci, după cum ați văzut, ultimul vlog a fost un prank pe care l-am făcut eu lui Chiesi și nu e regizat, cum scria foarte multă lume în comentarii. Vă jur că nu e regizat, ești nebun, că altfel nu plângea. Îmi dădea o palmă, făcea ceva, dar nu plângea dacă era regizat. Și multă lume a zis în comentarii că am dus-o prea departe, că am exagerat, că nu știu și știți ce am decis. Am decis azi să filmăm Sunt sclavul ei pentru 24 de ore. Ce ziceți de asta? Vreau să văd ce ziceți de asta aici, nebun. Sunt sclavul ei 24 de ore. Aha. Aha. Și am filmat azi puțin. O să mai filmăm și după live puțin și cred că o să mai filmăm și mâine puțin. 24 de ore am apărut. Ai apărut, bro, înseamnă că sunt eu. Oricum, ține, sunt agitat, nu cred că am văzut pe aici, n-am văzut. Călin Remus cu 5 lei, mersi mult de tot. FSP, ro, deci ai apărut, bro, gata. Stăteam și eu cu un stres, bine că m-ai lămurit acum și că a apărut și că e tot ok. Îți mulțumesc încă o dată, frate, pentru tot. Și uite, văd acolo, da, vreau, păi știu că vreți, ești nebun, știu că vreți. A, uite, a apărut și de la Călin, super, te pup, bro, te pup, mersi mult de tot. Ar fi tare că o să se mai distreze și Sima. Băi, da, deci a fost multă lume în comentarii care au zis că am exagerat. Și, bă, pot să văd punctul ăsta de vedere, că până la urmă a început să plângă. N-am lăsat-o, vă dați seama, să plângă mult timp, că mi se rupea și mie sufletul acolo. Dar, un prank, ca să fie forță, trebuie să ai reacții. Na, știți asta deja. Și ca să mă revanșez, în primul rând față de Chiesi și în al doilea rând față de voi, dacă v-am deranjat sau ceva, la mulți ani, Teo, să vină și Chiesi să sărbătorim împreună. Poate o să mai treacă și ea, dar ei nu-i place fazmofobia, frate, dar o să o forțez eu să ne jucăm. Că trebuie să ne jucăm și aici amândoi, știți, eu zic în party. E, nu mai dat în cap, că nu, că da, dau eu așa. Aha. Mersi mult, Cosmina, de donație și de urare. Mamă, dar chiar mi-a zis cineva azi la mulți ani. Mamă, ce tare, la mulți ani. Bă, la mulți ani și cât o vrea Dumnezeu să fac YouTube, frate. Cât o să vă bucure pe voi, atât timp o să fac YouTube, frate. Suntem 3000 de persoane pe live. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici cu mine în seara asta și sper să vă simțiți bine alături de mine, frate. Sper să vă aduc un zâmbețel acolo pe buze. Eu m-am gândit așa. A, stați așa, că începusem să vă povestesc, bă, frate. Și plecasem cu Chiesi mai devreme. A trebuit să mergem până la cineva. Și când ajung prin cartier pe aici, nu la mine pe stradă, am văzut o persoană în halat roz, știi? Și am văzut-o cu coada ochiului așa. Și bă, când vezi o persoană în halat roz, genera halat roz cu puf pe aici, cu puful era tot roz, nu era alb sau ceva, era roz, fulești nebun. Și 3600 de like, vă mulțumesc mult de tot, frate. Și îți dai seama, primul gând care îți vine în minte că e femeie, ești nebun? Și când s-a întors și am văzut că are barbă și mustață și păr pe toată fața, să fac accident, am luat așa, adevărat, am trezărit-o pe ei, nebun, trebuie să faci să ele lui aici. Băi, nebunie rău de tot. Și vă mai zic ce am făcut azi. Am mâncat, mie îmi plac foarte mult castraveții verzi. Nu, bine, îmi plac și aia murați, dar mai mult îmi plac aia verzi, știi? Și... Na. De obicei eu fac omletă sau dacă e să fac omletă o fac eu sau așa, ochiuri nu le fac eu, stați așa că m-am dus departe, ești nebun, eu nu gătesc, fac doar omletă. Și azi am zis, hai să fac eu omletă și iubirea mea să taie castraveții, salamul și astea, știi, să mâncăm acolo forță, un mic dejun de barosan. Știți ce zic? Și ce credeți, mă? Eu am văzut castraveții aia că erau mici.
Avea o culoare așa mai ciudată și parcă se simțeau moi așa și cu un pic de gust de la nasol. Unul era bun, dar celălalt era mai așa, știți ce zic? Te pup, Alexandra, te pup. Și ce credeți, mă? Eu să mănânc, am zis, hai, dacă mi-a pus și mie castraveți, ia să nu-i las acolo, să nu-i arunc, că e păcat. Știți cum se zice? Că e păcat să arunci mâncare. Chiar dacă e stricată, e păcat. Ce credeți, mă? Știți ce mi-a zis mama acum pe seară? Vedeți că am aruncat castraveții din frigider, că erau stricați. Cavajura voastră! Deci eu am mâncat castraveți stricați, ești nebun? Eu, spre apărarea mea, eu mi-am dat seama că e ceva neregulă. Da, na, e păcat să arunci mâncare, mergem iar la vorba aia. Și am mâncat, ești nebun, și acum, bă, dacă e să fac urât pe aici, astea, să înțelegeți de ce, am să vă avertizez, știi? Înainte de toate astea, uite-i puștea, pun mușicuri cu castraveți. Vă pup, frate, vă pup. Îmi faci foame, hai mă, viața mea, că am mâncat castraveți stricați. Eu îți fac ție foame, ești nebun, vezi porcul, îi curge o pală așa, mamă, castraveți stricați. Forță! Da, mă, și cam, nu, e forță, ziua de azi e numărul 1. Da. Tot azi când am ajuns acasă, erau niște copii care știau gen unde stau și s-au bucurat să mă vadă, știi? Eu m-am bucurat să-i văd, am făcut poze, am mai vorbit un pic și era și Cesi cu mine, știi? Și când ne-am luat la revedere, am zis, bine băieți, mă bucur că v-am văzut, mă bucur că v-am cunoscut, salut, nu știu ce, seară frumoasă. Nu te uita așa la mine, că știi ce urmează. Eu le-am zis, pa, să aveți o seară frumoasă, ei la fel, pa, bro, te pupăm, abia așteptăm să postez iar, o să fim diseară pe live, ne vedem diseară pe live, nu știu ce. Și Lucesi, știți ce îi zice, mă, bă, știi ce îi zic, mă, Lucesi? La revedere. Mai aveam vizit că sunt română. Și abia s-a supărat, bă, bebe, am 19 ani, îmi zic copii, la revedere. Bine, nu erau copii, vă dați seama, erau 5 ani, na. Aveau și ei, cred că 13-14 ani pe acolo, 15 să zic. Nu știu exact cât. Eu, băi, de la o vârstă, frate, nu mai faci diferența. Bă, nu mai te faci... Ce s-a întâmplat acolo pe chat cu castraveciorii? Ce faceți, mă, ești nebun? Bine, măcar castraveții aia din ce văd eu, că acum am viziunea așa la castraveți, știi ce zic? Acum văd așa care e stricat, care nu, ăștia sunt proaspeți, ești nebun, e forță. Dar, bă, nu vă doresc să mâncați ca mine castraveți stricați, ești nebun? Da, și aici o avem pe doamna Cesima, sărumâna doamnă, să-mi spuneți dacă vorbesc prea tare pentru dumneavoastră, poate vă deranjez, poate ceva, ok? Bine, bine, gata. Din politețe, zice Alexandra, păi da, mă, Alexandra, zicea și pa, Cesi, nu știu ce, la revedere, aiurea, ești de bupul la urmă, erau câțiva ani diferență acolo, știi? Adică, na. Ba, mi-a mai povestit mie cineva un tovarăș din copilărie, frate, care e cu un an mai mare decât mine. Dar bine, el e mai dezvoltat, frate, are barba mai mare, are așa. Și când mai trece un puș pe lângă el, sau el are un verișor mai mic, și prietenii lui când îl văd, îi zic, bună ziua, gen, de-astea. Și sunt câțiva ani diferență, știi, un maxim 7 ani diferență, știi, și zic, bună ziua, să trăiți. Și parcă vorbeam la un moment dat și zicea, băi, acum vedem, mă, că îmbătrânim, ești nebun. Tataie, știți ce îmi zice tataie acum câteva zile? Am vrut să vă zic live-ul trecut, dar n-am mai apucat, nu știu, băi, eu uit, când trebuie să povestesc chestii și sunt mai multe, uit, gen, trec până ele, încep, dar mă oprește cineva, nu mai zic, nu mai continui și tot așa, știi? Și, bă, ce e tânără? Păi aia zic, mă, bine, tânără, e puțin spus, e, până la urmă, suntem copii, frate, și eu și ea, suntem adolescenți până la urmă. Bine, sunt tineri, că nu am adolescent, e tânăr. Nu știu ce mai tâmpit așa. Auziți, mă, pă, tataie, ești nebun, dulceața mea de tataie, fiți atenți, vine la mine. Cum vorbește el așa încet? Ați văzut în vlog. Tataie? Mai stă, se gândește, stai că nu mai știu ce să-i zic. Tot de-astea, știi, la bătrâneță, așa e, nu fac mișto de el, Doamne ferește. Și îmi zice că a fost el la un non-stop. Și care cunoscut o femeie de acolo în caz, și care stătea la casa acolo, știți ce zic? 4300 de like, vă mulțumesc mult de tot, frate, și mă bucur că sunteți aici cu mine și sper din suflet să vă simțiți bine alături de mine, frate. Îmi zice tataie, m-a recunoscut femeia de acolo, mi-a zis că m-a văzut la televizor, auzi, că a fost frumos interviu.
Stați mă, tătăi, stai mă așa, noi am făcut un vlog, am făcut smash or pass, dacă și la interviu s-a terminat, s-au dus oamenii ăștia care fac interviu, dacă ăsta e numit interviu. A fost un vlog și auziți, ea este că l-a văzut la televizor, că mă urmărea gen fata ei sau băiatul ei, nu mai țin minte sigur, și a zis, ia vino mami să-ți arăt ceva, și s-a dus. Și așa a zis că l-a văzut la televizor, la interviu, mâncați. Și băi, și să vedeți ce bucuros era tataie că l-a recunoscut aia. Mamă, deci parcă își dădea așa un pic de număr, parcă avea câteva arfe așa, știi ce zic, când îmi povestea. Și de asta vreau să vă întreb dacă mai vreți, frate, vloguri cu tataie, că am două sau trei în minte. Deci dacă vreți și vă e dor de el și așa, două sau trei idei am cu tataie pe care să le facem să fie caterincă, să ne simțim bine cu toții. Cum mai merge cu PC-ul lui Chessy? Bă, frate, deci PC-ul merge super bine, e mai bun decât al meu, frate, adică ați văzut ce e acolo. Bine, băi, stați așa că de fapt multă lume s-a luat de mine că am pus nu știu ce Intel cu cooler stock și trebuia să-i pun nu știu ce. Viețile mele, eu nu știu, ești nebun, că nu l-am făcut eu. Pe mine m-a ajutat în primul rând Biță și după eu am trimis mai departe astea să mi le mai verifice un tovară să văd dacă e ok. El a zis că e ok, adică mi-am luat numai ok-uri, știi, eu n-am știut, nu am zis eu, bă, eu vreau de ăla. Dar dacă voi știți, n-a explodat. Și ne-am jucat până acum, știi? N-a explodat, e tot ok, frate. Și vreau să vă întreb dacă vreți să intrăm direct în joc, să ne jucăm, sau vreți să reacționăm la primul meu live singur și la primul vlog. La ce vreți voi, e nebun? Deci vreau să ne ziceți acum, dacă vreți să îi dăm direct pe joc. Vrem vloguri cu tata, e protest, mamă, e pe nebunie. Joacă-te, please, deci fiți atenți. Ne jucăm. Reacționăm la primul live singur, că data trecută am reacționat la primul live cu Chessy, gen. Sau reacționăm la primul vlog. Cosmina iar cu un euro, bună seara, Chessy, mai e o dulce, vă pup pe amândoi. Ai auzit, bebe? Stați, că să uită-l pe YouTube, la vlog. M-ai auzit? Bună seara, Cesima, e o dulce, vă pup pe amândoi. Și noi te pupăm, Cosmina, mulțumim mult de tot. E a mea, deci eu v-am mai povestit, când se uită la un serial sau ceva, s-a terminat. Ia, deci reacție în joc, primul vlog, intrăm în joc. Kiss My Wonder cu Neuro03, cred că a donat 5 lei, dar apare cu virgulă, cu astea, nu știu. Te pup, bros, mulțumesc din suflet, frate, pentru donație. Fiți atenți, știți cum facem ca să nu supărăm pe nimeni? Intrăm prima dată la primul live, nu stăm mult, vă dați seama, stăm câteva minute, râdem, după aia intrăm la primul vlog, râdem 2-3 minute și după aia îi dăm cu jocul, facem așa viețile mele. Și până îi dăm cu jocul, vreau să vă zic, bă, voi știți că după ultimul live, că m-am jucat 2 ore jumate jocul la Phasmophobia, de vânezi fantome, de-ți apar fantome, de-te alargă fantome, de nu știu ce, de să aud, m-am și speriat, ați văzut, ești nebun? Eu stați, că mă sper și în seara asta, că nu, n-ai cum să nu. Bă, frate, am visat fix fantoma aia care m-a speriat, mâncava jura voastră. Deci am visat efectiv cum mă ridic din pat. Dintr-o dată cum mă ridic din pat, practic m-am teleportat într-o locație de-asta. Și nu știu de ce strigam după cineva, gen să vină, ați văzut cum facem un joc acolo, să vină nu știu ce fantomă, dacă ești aici, să nu știu ce. Și mi-a apărut aia în față și m-am trezit ud tot, speriat, mort, mâncavaș. Dar mie tot îmi place jocul ăla, nici cum, mie chiar îmi place jocul ăla. Ninja afară, bă, cu 5 lei, mersi mult de tot, bro, de donație. Și e doar costea cu 10 lei, hai cu jocul. Reacționăm repede, că, na, e un live de un an, mă, n-avem cum să-l facem clasic, cum pornim, povestim 2 minute și intrăm în el. Vreau să fie ceva mai forță. E doar costea, l-am citit, mersi mult de tot de donații, băieți și fete, vă mulțumesc mult de tot. Nu știu de ce am luat eu pe asta cu băieți. Sunteți viețile mele, nu sunteți băieți sau fete. Ia. Deci stați mă că eu voiam să dau search, dar stați așa că eu l-am la... Le-am pe nelistat aici. Ia videoclipuri. Bă, dacă vă zic de acum, dacă și după live-ul ăsta eu visez fantome și așa, eu nu mă mai joc, ești nebun la cap. Păi ce facem aici? Ia, deci trebuie să dăm aici forță. Și fiți atenți, mâncava și gura voastră. Deci, uite, ăsta e primul live singur, că eu primele trei, uite, văd aici că am făcut 3 live-uri, gen astea au fost primele. Și primele le-am făcut cu Chessy, frate, și mă simțeam, practic că era și Chessy lângă mine, nu mă simțeam singur și practic n-aveam frica aia, știi?
Da, bă, dar nu vă zic, mă. Deci eu înainte să fac live, uite, stai să-l pun aici. Deci ia vedeți titlul aici. Nebunie, mi-am cheltuit toți banii pe un PC nou, povestim și după îl testăm. A, toate astea în 40 de minute, adică eu nu m-am jucat, am fost pe ele, mâncava jugura voastră. Eu mi-imaginam, frate, că, a, ce mă fac un live, intru, vorbesc cu viețile mele, ce, o să fie ca un chat, cum ar fi, am ieșit în anturaj și așa. Hai că îl programez. Băi, și după ce am programat live-urile, cred că m-a ținut așa o lună, deci după ce programam un live, în mintea mea era doar, bă, stați așa că eu intru live, stai așa. Bă, și intram în fibrilații, mâncava și gura voastră și mă gândeam doar la live-ul de mâine sau când îl programam eu, știi? Și nu puteam să dorm, nu puteam să fac nimic, nu puteam să mănânc, că aveam emoții, că bă, stai așa, pe eu intru live, oamenii o să mă vadă live, ce fac eu live și nu știu ce. Mamă, și începeau emoțiile, mâncava, deci de la, ha mă, ce fac un live, adică îl programez acum, la, mamă, nu mai puteam, ești nebun? Deci emoții de-alea, știți, când am mai avut eu emoții de-astea, v-am mai povestit, la televizor, mâncava, și deci, ia. Ia asta, să dau mai tare, gata, gata. Ia, deci aici nici nu pornise muzica mea, eu nu știam ce se întâmplă. Eu eram, bă, s-a pornit sau nu știu ce? Și aveam ăsta stream starting soon ăsta și uitați-vă că se aud clicuri, se aud nu știu ce. Ia. Mamă, am stat ceva până să pornesc ăla, mâncați, voi vedeți? 30 de secunde și eu n-am pornit melodia aia. Te pup 5K și crucifixul, viața aia să-l iau. 5K like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate, vă mulțumesc. Mamă, cât de fericit m-ați făcut în seara asta, nu vine să cred. Bă, stați așa că eu nu știu. Un minut și eu n-am pornit muzica. 2 minute și n-am pornit muzica. Deci la minutul 2:39 eu dau play. Mamă. Și ia uitați ce începe. Ce este, da, mă, băgați? Pune full screen, bă, dar chiar, mă, nu știu, nu-mi place mie scena. Stați așa că pun desktop. Stați așa, să vedeți mai mare, mă, frate. Și mă pun pe mine. Cred că e bine așa, nu? Da, e bine așa, mă. Hai și lăsăm așa ca să vedeți și voi. Sau ori fi mai bine așa, cum vreți. Ia vedeți manea aici, mâncați-și. Pe ce am început eu primul live singur. Și eu eram așa. Eram așa aici, mamă, ce live. De unde, știți cum eram eu de fapt? Așa îmi bătea inima și eu cred că am tras atât de timp că aveam emoții. Ia uzi. Răzvan Cojocaru cu un euro, cu tot cu taxe, când te joci Fasmofobia împreună cu Chessy. Vă pup. Viața mea, cred că unul din următoarele live-uri vreau să-i fac rost de o cameră, ca tot dacă ne jucăm amândoi gen, să se vadă și reacția ei, că vă dați seama că o să se sperie, știi? Ia. Nu e, mă, gata, mi-am amintit, știți ce melodie e asta? Zice la un moment dat, mi-am luat calculator. Și ăsta o șușeanu, cred. Stați, deci. Uite, mă, pentru asta am pus eu. Uite, uite, stai așa să dau înapoi. Uite, auzi. Ne-am cumpărat calculator, asta era un mesajul pe care voiam să-l transmit. Ia uite-l, ia uite-l pe tata. Bine că nu-i ce zima în cameră, să audă versurile. Deci eu aici am mâncava și gura voastră. Eu aici, nu știu cum să vă zic eu, plesneam de emoții. Nu mai puteam, nu mai puteam. Deci eram mort de emoții. Și fiți atenți ce se întâmplă, fiți atenți. Forță pe melodie de live. Numărul 1, deci Teo era un gen. Ia uite-l, ia uite-l. Cocalare, ce faci, vere? Uitați-l, mă. Ai căutat fix versul pe YouTube, jur că am căutat manea calculator, așa am dat enter, asta mi-a apărut, asta am pus-o aici, mamă, fii atent, explodăm cu toți. Și ia uitați-l, și acum ia. Băi, viețile mele, hai că în sfârșit, frate, după atâtea încercări, deci stau de 3 săptămâni de când am făcut eu primele două live-uri. Vă, mă simțiți în voce? Ziceți dacă mă simțiți în voce, că aveam emoții de nu mai puteam. Ziceți-mi ce braț curat ai. Nu știu la ce te referi, dar m-am spălat înainte viața aia, să nu miros aici, poate m-o mirosi și ieșiți și astea, nu, fără. Să mă chinu, ia. Să pot să fac și pe calculator, frate, stream. Deci ce aici? Mai faceți, o, frate? Știu că am fost inactiv ultima perioadă și tocmai de asta am făcut live, frate. Vorbim deschis ca între prieteni așa, să vă zic ce s-a întâmplat și prin ce am trecut eu săptămânile astea, că a fost jale, ești nebun? Ia.
Erai foarte alb atunci de la lumină, viața aia, că atât de alb sunt și acum. Dar doar că eu nu știam, aveam și un de-asta. Uite, cum mă simt ești de bun? Mamă, și fiți atenți, știți ce? Deci fiți atenți, după ce povestesc 2 minute pe live-ul ăsta, știți ce se întâmplă? Live-uri? Uite, stați așa că îl pun mai încet ca să vedeți. Eu m-am gândit că o să mă distrez, știi, pe telefon să le fac acolo, deci că mă jucam, stăteam toată ziua în pas și mă jucam. Bă, știți? Cred că chat-ul ăsta e stricat, dacă tot mă jucam eu pe telefon. Ia să dau un refresh, să poate merge chat-ul după aia. E live-ul meu ăsta, gata, te rog frumos să ieși. Uite, cred că... Stau acasă. Deci viețile mele fiți. Da, mă, dar merge chat-ul acum. Acum 3 săptămâni de zile. Știți ce se întâmpla pe chat? Ia stai să văd dacă... Uite, fii atent. Gata, a început aici. Unde-i Cesima? Știți ce mi s-a întâmplat? Deci eu, în mintea mea, mamă, e primul meu live, frate, am emoții, nu mai pot. Știți ce îmi făceau viețile mele pe chat? Cesi, o vrem pe Cesi, unde-i Cesi? Adu-o pe Cesi, te rog, o vrem pe Cesi. Ne plictisești, mă plictisești. Deci numai de-astea vedeam pe chat. După ce că eram eu fiert, eram mort. Eram, bă, eram jale. Eu vedeam doar pe chat, ne plictisești, mă plictisești, hai cu jocul, hai cu Cesi, unde-i Cesi, o vrem pe Cesi, numai Cesi, 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 Cesi. Ești nebun, deci tot live-ul, până am adus-o pe Cesi, așa s-a întâmplat. Pă bune, nu mă mai amintești că mi-am luat calculator foarte, acolo? Foarte multe ori, atunci, pardon? Pe calculator. Da, ăla, și a ziceau, m-au asaltat, deci eu, pă bune. Deci era să mă joc eu singur. Și ia stai așa. Să mă joc Warzone. 3 milioane pe microfonii mei. Vreau să apar ca să le arăt. Parcursul a 3 săptămâni de zile, frate. Uite, uite, uite. Cesima, 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 Cesima. Era numai Cesima cu chat, băi. Am renunțat. Am avut și un băiat care m-a ajutat cu setările. Ce credeți? Ce? Mare? Uite, mă. Și uite, aici m-am dus să o aduc. M-am dus să o aduc, ești nebun? Ce ai pierdut? A zis toată lumea. M-am dus să o aduc, că nu mai făceam față, ești nebun? Cu primul vlog a fost altceva. A fost altceva cu primul vlog. Stați așa să-l caut. Stați 2 secunde, ia stai așa. Din primul vlog cred că și-l aduce aminte toată lumea. Trebuie să ne uităm doar puțin, că și eu cred că-l știu pe de rost, ești nebun. Ia, deci trebuie să dau tot așa pe ultima pagină. Ia uite, pom de brad. Băi, frate, nu mi-a venit să cred că n-am auzit. Deci când editam clipul ăla și am auzit că am zis pom de brad în loc de brad de Crăciun. Ce ai, mă, eu mi-am dat 3 palme. Cavaș. Ia, ne-au alergat și acalii în pădurea Radovan, primul vlog, ești nebun. A, și acum faceți la fel, a? Păi ce credeți, nu mă aduc. Ia stați așa, desktop. Ia vedeți, frate, primul vlog, mâncavaș. Uite, bă, vin după noi, mâncați. Uite ăsta, frate, deci când mă uit la ăsta, lasă live-ul ăla, că ăla, na, a fost... Altceva, ăsta e primul vlog, frate. Eu practic cu video-ul ăsta am apărut eu prima dată pe platforma asta. Ești nebun? Adică e ceva wow, știi? Ai făcut 344k fără mișto. Bine, știu că mai aveam relativ puțin să facem, dar nu credeam că îi facem așa repede, sincer să fiu cu voi. Da, m-am făcut 334.000, deci sunteți geniali. Vă iubesc din tot sufletul meu, frate, și vă mulțumesc că după un an sunteți toți aici. Și chiar dacă sunteți unii care v-ați abonat chiar în seara asta, vă mulțumesc mult că sunteți aici și că ați apăsat pe butonul ăla, frate. Nu știai să închizi camera, jur, deci nu știam nimic. După 17 ani jumate am și eu primul vlog. Practic, eu voiam să mă apuc mai de mult, asta am vrut să zic atunci. Și... am zis-o așa exagerat cum a venit, dar lumea nu prea s-a prins în comentarii. Bă, stai așa, 17 ani jumate, pe cum, că tu ai 21 de ani, ești prost? Îmi zicea un comentariu atunci, pe canal, sunt un montre. Și uite că în intro, eu, practic, Peter the Great cu un euro, te pum, mă, bro, mi-e dor de tine de când nu te-am mai văzut. Mamă, ce chinuială am tras cu Peter viețile mele să editez un vlog. Nu prea mă obișnuiesc eu cu asta, vă, că... Deci eu, la intro... Deci aveam, cred că, Cesi, Cesi, bă, nu începe scapă primul live, știu că sunteți foarte hazoși voi așa, dar acum nu mai ține, eu știu acum cum merge, știți ce zic? Pe Cesi o vedeți data viitoare sau peste 2 live-uri, nu știu, dar o să vedeți că vreau să facem cu fazmofobia ăla, forță. N-am șters videoclipul, l-am pus pe nelistat. Băi, după cum puteți vedea acolo pe spate avem niște avioane. Uite, deci eu evitam camera, frate, că mi-era, bă, nu știam ce să zic, mi-era frică, deci când mă vedeam așa în ecranul ăla, că stau eu și mă țin așa, mamă, mă panicam rău de tot. O vrem pe Cesi, mamă, cine intră acum zice, mamă, eu te-l pe ăsta, nu face nimic fără Cesi, dar ei nu știu că fac mișto de mine după primul live acolo. Când încep să joci în 3 minute, viața mea. Doar ce s-a urcat OP-ele și era... Mamă, dar sunetul, frate, cum era foros rău de tot. Și Mugli aici de față. Practic, astăzi mergem la... Uite, aici v-am zis, vorbisem, dar am tăiat că era...
prost ce am zis. Durerea Radovan, după cum v-am anunțat. Deci, în intro-ul meu, în primul loc, cel mai mult a vorbit Mutre. Am răgușit, deci... Și după aia am venit aici, să fiu sincer cu voi, frate, mă acomodase un pic, deci când am ajuns acolo, mă acomodase un pic, știți ce zic? Dar atunci, prima oară, m-a și luat Montrei. Hai bă, dă-ți intro aici, așa m-a luat Montrei, dă-ți intro aici, gata, haide. Mamă, și eu m-am panicat aici, zici că mi-a zis doamna profesoară, ridică-te și spune lecția, așa m-a luat Montrei. Ei, mama, aici acum? Da, haide, haide, du-te, ia camera și dă-i. Aoleu, mâncavaș. Eu gen să par șmecher. A, păi gata, hai, perfect. Deci eu dau intro aici, al dai și tu, gata. S-a rezolvat, jumătate în vlog e gata. Și am fost să iau camera și îmi dărdea mâna pe camera. Nu știam ce să fac, ce să zic. Eu îl întrebam pe Mândri, bă, ce mai zic acum, că eu nu știu. Gen, știi? Iută-l pe câine. Ia uite. Stai să filmezi. Și noi aici, bă, vă jur că eu nu am... Eu nu am conceput că o să fie atâția câini acolo. Frate. Bă, lumea zice că nu sunt obișnuit că am fake-uit, că nu știu ce. Îl vezi? Jur că nu s-a văzut pe cameră. Bine, filmam și cu un... Na. Bine, camera de fapt e foarte bună, dar eu acum am marfe, vezi, doamne, că mi-am luat camera. Nu, am uitat de unde am plecat, sunt cam nenorocit așa. Băi, deci vă jur, când mă uitam așa, numai câini mâncava și gura oastră. Eu îl văd. Bine, și a zis că erau și acali, că erau câini, am pus și acali și aia era, ești nebun? Trebuie să filmezi. Ia. Da, mă, da, uite de ce aici, vă jur că din distanța aia unde erau ăștia, l-am văzut pe unul, bă, mi-l amintesc și acum, deci parcă l-am văzut, zici că era lângă el. Avea niște urechi mai ciudate așa, distanța aceea că era un fel de lup așa, bine, mai scârjit un pic, că erau cam... Morți de foame, că de-aia n-au și alergat, ești nebun? Deci am închis ochii să mi-l imaginez. Și l-am văzut cum vine de departe așa. Și am zis, gata, trebuie să fugim. 5800 de like-uri, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Merlin cu 4 euro. Te iubesc, o nuca. Viața mea, sper că nu ai donat ca să îmi bagi matrimonial aici să agăți pe o nuca, fiind o fată care îți place ție sau astea. Păi ce facem aici? Matrimoniale? Te pup, frate, glumesc cu tine, îți mulțumesc mult de tot de donație, bro, apreciez enorm, frate, și sper să te simți bine aici ala. Pe live. Ia mă, și aici, uite aici când l-am văzut pe ăla. Stai mă, că unde e? Cum mă, nu e în curte? Veniți mă că mă bat. Nu aici, mai încolo un pic, aici, după primul cut. Ia, uite, deci acolo l-am văzut pe ăla cu urechile alea așa. Și am început să fugim, mâncați aici, dar fiți atenți. Uitați-l pe Montre cum a fugit. Ce ai, nu mai nimeream? Nu mai nimeream. Deci vă jur că n-am fake-uit nimic, frate, din vlogul ăsta. Vă jur că nu am fake-uit. 6000 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate. Și, mă rog, după aia ce am mai filmat noi? Am filmat pe aici. A, ne-am mai dus odată, da, gen. Da, omul cu țuica. După aia am continuat aici cu... Am fost prin dreapta. A, era un om de băuse, deci ceva, opinii, să uita pe noi, așa. Aici am zis eu prima poveste de groază la mine pe canal. Și după aia, mama, outro-ul ăsta, știți cât, deci am filmat ea de la 11.44 până la 12.39. Deci eu am filmat, cât facem, mă, mâncați și aproape un minut. O luăm așa, pe aproximație, deci aproape un minut. Eu am filmat outro. Nu, de fapt, aproape un minut am pus în outro, știi? Știți cât am filmat, mâncavaș? Aveam 5 minute pe filmare și astea 5 minute le-am filmat, cred că, într-o oră. Deci, bă... E jale, nu știi ce să zici, frate, te oprești, te filmezi, te simți cringe că te auzi doar tu, ești doar tu la cameră și până te obișnuiești e destul de greu, frate, și ia. Ușa la sufragerie, a aprins lumina și pe lângă că scria aia cu numai câine. Mamă, zici că vorbeam și că făceam prezentare PowerPoint la curs online, cați. Era și câinele ei spânzurat, frate, lângă. A, deci eu aici m-am corectat la ăla. Deci povestea cu like, subscribe, share... Follow pe Instagram. Presupun că auziți asta de fiecare dată când v-ați uitat. Pa, pa, pa. Frate, deci ce diferență. Bă, mă uit așa, e diferență și de la vlog, gen, dar e diferență și la cum arăt, frate. Și gândiți-vă că a trecut, deci uite, 4 decembrie 2019. Și v-am zis, e 3 decembrie, dar nu am cum să fac live mâine seară și... Ce iubire, am vrut să stai în pat? Bine, hai că dau camera mai așa. Vino, vino coace. Gata, vă aduc pe Chessy, ho! Deci fiți, ai văzut că pe primul live zicea, așează-te, zicea toată lumea că o vrem pe Chessy, o vrem pe Chessy și acum și ai, au început ca atunci, gen în speranța că te aduc la loc. Dar băi, nu mai e Teo ăla, gata. Băi și am pus eu în ultimul vlog, stai așa un pic, stai 2 secunde, nu te grăbi, repede vrei să scap de noi, aha, vedeți de ce nu vine și ea.
Deci vă pupă Cesi pe toți și am pus eu în ultimul vlog, am pus că pin la comentariu că cine se abonează primește pupic de la Cesi. Și acum vă mulțumesc mult de tot că v-ați abonat și primiți pupicul de la Cesi. Și nu numai aici, noi abonați, toți cei care sunt abonați, toți abonații primesc pupicul ăsta, dar pe obraz, nebunilor. Nu-l primiți ca mine, așa că știți că nu-i frumos, gen. Pe obraz aici vă pup și eu, dacă vreți. Dacă nu vreți, dai o palmă la telefon sau la ce vă uitați și nu vine pupicul. Știți ce zic? Vă pup, frate, vă mulțumesc mult de tot, frate, că ați fost alături de mine până acum un an de YouTube, mă, iubita mea, mă. Un an de YouTube. Da, mă, e tare. Deci acum mă întreabă lumea, de când faci tu? De un an. Altceva. De cât timp ești cu Cesi? De un an? Vedeți, mă, că eu practic m-am combinat cu Cesi fix în perioada în care m-am apucat și de vlog. Practic fix după cu două săptămâni înainte. Două săptămâni, da, și cu două săptămâni după m-am apucat de vlog, da. Deci vedeți, mă, cine a stat la baza clădirii acestui canal? Uite! Asta mică aici. Mi-a spart capul. Gata, mă, bebe. Mă duc să dorm. Hai că te las să stai să dormi. Dar chiar, dar tu ai făcut un obicei să dormi pe live-ul meu. Mă liniștește vocea ta. Mamă, mă liniștește vocea ta. Păi gata, mă, fac Gandhi. Fac dalea, gen. Și acum închide ochii și gândește-te la tot ce ești recul. Hai că dacă vorbesc așa, ăla s-a terminat tot. Tot s-a terminat. Te-a motivat cu vlogul, frate, mă motivează cu orice, gen, e mereu lângă mine și când mă vede supărat așa și zic că mamă, mă simt așa și nu știu ce, e acolo să mă încurajeze, frate, și asta e, pe asta se bazează, frate, o relație. Așa, asta e secretul relațiilor, că toată lumea întreabă, bă, care e secretul relației, ce trebuie să faci într-o relație, să nu știu ce. Pe lângă iubirea aia, pe lângă toate nebunile și așa, ce iubire? Știu că te vezi, păi n-am mutat asta. Acum o să mut asta mai așa. Uite, gata, acum cred că e ok. Auzi, dar dacă te vezi ce are? Bine. Gata, așa, ca să ne vedem și noi forță, să nu mă pun și eu la colț aici, știi? Da. Bă, o relație se bazează pe încredere. Și de prietenie, și de cuplu, și de tot. Încrederea e cea mai importantă, frate. Și dacă nu se poate baza pe tine și nici tu pe ea, nu prea e. Nu știu dacă durează, știi? Micul gigant, te pup, bro, te pup. Te pup, micul gigant. Hai să-l salutăm cu toții pe micul gigant acolo, să-l pupăm cu toții, frate. Cum l-ai cunoscut pe Montrei? Bro, l-am cunoscut pe Montrei la un eveniment, parcă. La un eveniment eram toți, practic, în aceeași chestie și atunci ne-am cunoscut. Și pe Irina am cunoscut-o tot atunci. Pe Irina. Gata, mă, viețile, și acum că tot m-a certat, am stat și eu, frate, nu puteam să vorbesc 2 minute cu voi și pe aia să intru în jos, să ne jucăm, să nu știu ce, hai că plec, hai că nu știu ce, hai că mi-e zonă, hai că mi-e foame, hai că plec, gata și să închid live-ul. Că e bro, 6500 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate, mamă, niciodată n-am făcut, cred că 6500 de like-uri în 37 de minute de live. E incredibil, deci pentru mine ce se întâmplă în seara asta este incredibil, vă mulțumesc mult de tot. Teo, te încurajăm și noi, știu, frate, păi stai așa, eu am zis asta în relație, știi? În relație, trebuie să te bazezi pe cineva, frate, să te susțin acolo, să ai încredere și știi că te susține și te încurajează în orice. Dar, vă dați seama când eu, da, o să păstrez mai multe cuvinte, eu dacă le zic acum, după aia, am un vlog special pe care trebuie să-l fac pentru voi și ceva de gen, nu vreau să zic, nu vreau să dau niciun detaliu, vreau să fie surpriză. Și o să fie dedicat 100% vouă, frate. Și în alea o să vorbesc de mai multe chestii. Chestii de care vreau dacă mă băgam acum, gen. Și nu lăsăm acolo. Că o să fie un vlog super calitativ și super mișto. Pentru că mă ajută vărul Livache, care a filmat Q&A-ul cu Cesi când ne-am căsătorit. Și ați văzut că a fost tare ăla aici nebun. A fost calitate și s-a văzut. Dar să-și facă și el timp de mine ca să filmăm și noi odată. Și acum hai să intrăm la fantome, mâncați aici, să vânăm toate fantomele aia. 6700 de like-uri, vă mulțumesc mult, frate, vă mulțumesc. Sunteți minunați, ești nebun. Sunteți absolut minunați. Și acum hai să intrăm în spasmo ăsta. Ia. Deci, fiți atenți, dacă ați văzut că se mai repetă fantomele, gen. Stați așa să mut și pe game scene aici. Ați văzut că fantomele se mai repetă, gen, chiar dacă e alt tip de fantomă, poate are cam aceeași apariții. Bă, stați așa, se mișcă. Bă, stați așa că se mișcă prost. 2 secunde, stați că ies.
2 secunde, stați așa să nu se închidă live-ul că fac infarct. Cât? Cu dăla, cu cât? Stați să văd dacă e tot în regulă făcut aici. 2 secunde, verific niște setări. Deci stai să văd dacă e ăsta bine pus aici. Ok, ăsta e bun. Ăsta e... Hai că închid ăsta. Ăsta îl închid, dau... Unde-i mă mâncați? Deci că nu văd lumina asta, X-ul. Gata, perfect. Am pus ăsta aici. Am pus ăsta așa. Vezi, nu mai urla. Da, 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 încerc să nu mai urlu. Frate, că am văzut... Băi, vreau să știu că dacă urlu, gen... Oprește nenorocirea asta de microfon sunetul. Nu înțeleg de ce, că nu am făcut nicio setare la el specială, știi? Gen compresie, da, ai văzut? Mă rog. Și... Băi, ce se întâmplă, mă? De ce se mișcă prost? A, nu, e ok. Ia stai așa. Cred că la început, mă. Băi, hai să ne rugăm cu toții că nu am nicio problemă în seara asta, că e un live special, nu cazi. Nu, mă, nu, e ok, e ok. S-a mișcat puțin prost la început, dar gata, ia. Game. Hai, mă. Așa, mamă, când am pornit în degete și s-a pus. Teo, ești și magician. Ești nebun, e altceva. 6900 de like-uri. Nu, nici nu mai am cuvinte să vă zic. Eu că sunteți minunați. Mă repet într-una și știți deja. Viața se mișcă bine. Gata, acum chiar e ok. Uite, vedeam. Frate, mie mi-apare la Streamlabs ăsta cu care fac live, mi-apare genul de aia verde. Dacă se mișcă bine, e verde. Și mi-apărea galbenă și vedeam și eu din mișcări că se mișcă prost. Dar bine, Doamne, mulțumesc Dumnezeu că n-avem nicio problemă. Continuăm mai cu fantoma. Ați văzut că mai apar fantome care arată la fel, doar că sunt de tip diferit și așa. Nu se mișcă prost, perfect, 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 perfect. Creează privat. Dacă mi-apare fantoma pe care eu am visat-o, vă arăt, ești nebun, vă zic de fapt. Că de văzut o vedeți și voi pe ecran aici, ia. De schimb, nu mă schimb, adaug ăsta să ne băgăm. Teodor Pricop cu 5 lei, te pup, Teo, mersi mule tot, bro, te pup. Deci băgăm lanterna puternică, că e forță, puternică. Crucifix, băț fosforescent. Așa. Doar atâta. Termometru, băi, am bani de termometru, că știu că l-am pierdut data trecută. Acum a apărut și donația. Te pup, bro, mulțumesc mult de tot. 7000 de like-uri, wow. Tare rău, băi, mă mulțumesc, frate. Mă mulțumesc mult. Stați așa să văd dacă am cum să cumpăr și eu termometru. Că știu că l-am pierdut, m-am murit ca prost odată. Mai trebuie 5 dolari. Bebe, ai să-mi dai și mie 5 dolari? Să-mi cumpăr și eu un termometru de ăsta. Fără nu știu, ai? Ha? Pe card? Nu știu, nu știu, să-mi trimiți aici. Hai că, fiți atenți, ce facem? Începem, deci începem cu... A, n-am de aia de 2, începem în forță atunci. Mergem pe Edgefield Street House ăsta. Pe care, ce credeți? Nu cred că am fost niciodată aici. Nu cred că am fost pe Edgefield ăsta. Nu cred. Ia, pregătit start și hai să mergem, Cavaș. Îmi spuneți dacă e prea tare sunetul, că rezolvăm. Da? Îmi ziceți, dacă orice e neregulă, îmi scrieți aici pe chat și rezolvăm. Bine, la cum le-am eu cu calculatoare și așa, sper să rezolvăm. Așa trebuia să mă exprim, sper să rezolvăm, nu că rezolvăm. Deci, descoperit așa, aveți un membru, mă rog, n-avem. Curățați zona din apropierea fantomei folosind tămâie. A, și ce credeți? Teo, al vostru nu are tămâie, că de unde bani și de tămâie și de toate alea? Forță! Faceți o poză chiuvetei cu apă murdară. Bă, frate, mie aici, eu am citit din ce mi-ați scris. Deci, practic, chiuveta aia trebuie să o aprindă să o pornească. Hai că aprind chiuveta dacă ești nebun. Trebuie să o pornească fantoma și după aia eu să-i fac poză. Da? Deci luăm, ce mai luăm? MF-ul ăsta și luăm și ăsta. Gata. Și mergem. Deci o cheamă, cum o cheamă, că după aia iar... Nu e tare, deci e ok sunetul, nu? Perfect. Teo, nu te auzi? Hai mă, puiul meu, cum nu mă aud, mă, Viorele? E cam încet sunetul? Nu e. Acum nu se aude cam nimic, de-aia ziceți așa. Deci James Williams. Stați așa că mă, pe James Williams îi facem vizită aici, forță. Ia. Deci am ăsta și ăsta și ăsta. Ok. Hai să mut pe ăsta, pe spătâi. Da mă, e altă casă, eu la casa asta nu am fost. Jur că n-am fost până acum. Are și etaj. Ia, începem în forță că mie nu-mi e frică de ăștia. James Williams, are you here? Era James Williams sau William M? Bebe, cum am zis? Cum am zis? Ai fost atentă? James Williams? Cu M? N-am fost. N-ai fost atentă? Se vede și se aude perfect. Mă bucur enorm. Pornim și ăsta să vedem dacă e ceva pe aici. Eu am un... James Williams, ok, deci e cu S. Am zis bine, am zis bine. Nu te aud.
e totul perfect. Băi, mă luați la mișto, mă, mă luați la mișto. Îmi zice lumea că e totul perfect și după aia... Auzi ce zice micul gigant, haideți cu 10k like-uri. Viața mea, cum vor oamenii, mă? Dacă vor ei să dea like, să dea like. Sper doar să se simtă bine, asta e dorința mea. Oricum, mulțumesc mult de tot, bro. Mulțumesc mult că ești aici și sper să te simți și tu bine cât stai pe la noi pe aici. Ia să vedem, deci asta e închis aici. Eu am o impresie că e la etaj, gură de miel, Williams ăsta. A, se deschide așa. De ce? Mergem la subsol direct. James Williams, are you here? A pornit ceva. Ce-a pornit, mâncați? A pornit ceva și nu pot să deschid ușa asta aici, nebun? Unde-i, mă, la etaj asta? Nu, e aici. Asta aici. Fuse pe roc un euro ca să ai mai mult loc. Poți căuta unde e fantoma și poți lăsa MF și stația pe jos. Ok, și după aia dacă mor... Bă, dar stați așa că asta a pornit aici. Ceea ce înseamnă că fantoma ar trebui să fie pe aici, nu? Ia stai să mut pe MF ăla. James Williams, are you here? Nu, nimic detectat, nu e aici. Dar vreau să știu și eu de ce a apărut ăsta. Sau, bă, nu cred că se aude de aici, mă, eu sunt terminat. Nu se aude de aici, nu se aude de aici, deci trebuie să urcăm. E la etaj asta. Ia stai așa. Am avut eu o impresie că e la etaj. Bă, eu nu știu să urc, pe unde urc? A, pe aici am venit. Și pe aici urc, gata. Ia, mamă, fiți atenți că începem în forță asta. Da, mă, uite. Aici e, mă, aici e fantoma, am găsit-o. Stați, deci lasă asta pe jos, mi-a zis cineva. Lasă asta pe jos, da. Hai să vedem dacă răspunde, gură de miel. James Williams, are you here? Aoleu, mă, cava, și aici. E aici, e aici. How old are you? Aaaa, e kid, e bebeluș ăsta. A, a prins și lumina, plecăm. Plecăm în Cavaș, plecăm. Plecăm să ne luăm artileria. Deci avem Spirit Box, a răspuns la Spirit Box. E copil, James Williams e copil. Bă, stați, mă, păi sunt și copii în jocul ăsta, fantome. Deci stați așa, lasă ăsta aici. Îmi iau crucifixul, nu, iau poza. Nu iau, nu iau. Iau asta și mai iau asta de amprente. Care e, mă, mâncate? Asta e. Gata, și mergem înapoi. Am lăsat și el acolo să vedem dacă se face nivel 5. Stai așa. Deci am zis, bă, ce presimțire am avut, mă, că e sus ăsta. Ia. Uite, pun ăsta în colț aici. Stai așa, s-o pun perfect. Așa. Nu, n-am pornit-o. Gata. Ha, ha, ha! Mă, veni Ștefan, mă, la noi, ești nebun, cu 50 de euro, Ștefan, te pup viața, îți mulțumesc mult de tot, deci Ștefan. Stai să dansă, YouTube, că like. Bine rău de tot, m-a speriat un pic, dar... Băi, două secunde, că e asta aici, e asta aici și mi-e frică rău de tot. Și amprente, avem toate indiciile, am făcut asta! Am făcut asta, mâncați-și. Ba, n-am făcut-o, stai așa, ne mai trebuie unul. Cât e ăsta, mă, aici? 2. Deci avem amprente, hai să vedem de spirit orburi și ne mai calmăm un pic, ești nebun? Stați așa să răspund și eu la donații că m-a aruncat Ștefan în aer, mâncava gura voastră. Deci m-a aruncat Ștefan în aer. 2 secunde. Gata, frate. Și acum dacă avem spirit orb aici, am găsit fantoma, mâncava-și. Dar de ce nu văd? Bă, de ce nu văd? E de la Brightness? Bă, eu n-am pus aia bine, mă? Mă rog, până atunci cât mai am, mă, mai am, sau e 0-0 aici? A, e 0-0. Ștefan, viața mea, mulțumesc mult de tot, bro, de donație. Deci Ștefan a mai donat o grămadă pe canalul ăsta. Văd că s-a întors, e pe noi aici să ne facă seriile frumoase. Ștefan, bro, îți mulțumesc din tot sufletul, mă înclin în fața ta, frate.
Mulțumesc și... Ce faci, bro? Uite, mă chinui cu fantomile astea. Și sărbătorim un an de YouTube. Azi am făcut și un an de YouTube. De fapt, mâine, da. Da. Și cu Eric, cu un euro jos și cu abonații. Bro, mi-e place să mă joc singurel așa, că e mai... mă simt mai... mi-e mai frică așa, dacă e cineva cu mine, parcă e mai ok. Vreau să știu și eu de ce nu merge asta. De ce e prea... o fi de la brightness, dar nu mă lasă să modific asta. Apasă pe tastatură în joc. Gata, o, sunt prost eu. Gata, mă, da, aveți dreptate, frate. Și vedem și noi un spirit orb? Trebuie să vedem o bulă de... bulă albă așa, care plutește pe acolo. Dar nu cred că vedem. Mă rog, stați așa, deci trecem indiciile aici. Avem amprente, spirit box și ce poate să fie? Poate să fie spirit, wraith de ăsta sau strigoi. Deci una din astea trei, da? Practic la strigoi ce e? Deci poate să fie așa, poate să fie strigoi, una dintre cele mai celebre fantome, un strigoi. Ca o fantomă zgomotoasă poate manipula obiecte din jurul ei. Da, a zis că ne-a prins lumina. Deci poate să fie asta. Un poltergeist poate arunca cantități uriașe de obiecte odată. Mamă, și e copil, gândiți-vă că ăsta e copil, mă. Puncte slabe, un strigoi este aproape total ineficient într-o cameră goală. Adică? Adică fără mobilă, gen? Sau cum? Sferă paranormală. Păi da, dar n-am văzut nicio sferă paranormală. N-are cum să fie strigoi. Deci strigoi n-are cum să fie. Wraith ăsta... Wraith-ul aproape niciodată nu atinge solul, ceea ce înseamnă că nu poate fi urmărit de pași. Dar poate să lase, poate să lase amprente? Wraith-ul, că noi am găsit amprente. Da, poate să lase. Ce prost sunt că e la dovezi aici. Puncte slabe, au o reacție toxică la sare, n-avem sare. Un cauș că n-avem bani. Mută webcam-ul? Da, mă, aveți dreptate. Uite-l, pun webcam-ul aici sus, e ok? Uite așa, lăsăm aici ca să vedeți și voi ce se întâmplă acolo. 5.000 de persoane, frate, vă mulțumesc mult că sunteți aici și sper să vă placă, să fiți cu mine aici, sper să nu vă speriați cum mă sperii eu, că eu mă sperii rău de tot la jocurile astea, sper să vă aduc un zâmbețel pe buze acolo. Te opune-te și tu pe mijloc că nu vedem eu un fum, am pus în dreapta sus aici. Așa, Reis, și ce mai era, mă, spirit, care spiritul folosim tămâie, dar n-am tămâie, cred că spirit e, că mă pune aici să folosesc tămâie. Mă rog, hai să mergem să vedem, deci pun, de fapt nu, asta nu. Stați-mă așa, deci avem... scriere paranormală. Ba da, mă, putem să punem asta să vedem dacă e spirit. Și MF-ul l-am lăsat acolo. Iau crucifixul, frate, de nevoie, gen. Dacă e să apară sau ceva, să fim pregătiți aici. Da. Hai să intrăm, cavaș. Eu zic că e demon, n-are cum. Poate să fie spirit, wraith sau strigoi. Bă, că a prins lumina asta, îi place pe lumină. Ce ușa s-a deschis? Mai e ăsta aici? Stai așa. James Williams, show yourself. Bă, ăsta nu mai e aici, mă? Ce arunc? Știi ce fac? Pun cartea asta pe jos. O pun aici. Iau ăsta. Și mă plimb un pic ca să văd dacă mai e aici. Poate să... Bă, da. Bă, ăsta cred că e în baie, mă. Da, mă, e în baie ăsta. Bă, gură de miel, ăsta e în baie, mă, Williams ăsta. Îl las aici în baie. Uite, îl las acolo, așa. Oh! Așa, stai să iau ăsta. Îl pun aici, unde e. Nu? Nu pe G, nu pe G, pe F. Ah! Ah! Oh, 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 oh! N-am, nimic n-am făcut, să mor. Ți-am pus aia acolo și plec, ești de bun la cap. Nu, nu, de fapt nu plec, mă, nu vreau să plec. Stați așa, vreau să mut camera asta pe el aici. Uite-o pun cu... Uite așa, aici. Nu, a căzut! A căzut! A căzut, stați... Cum? Bă, nu merge să pun asta, mă? Gata! Și acum plecăm! Plecăm ca să vedem dovezile din camion. Nu că mi-e frică sau ceva să le vedem în camion, dar ca să se văd mai bine din camion. Nu mi-e frică, pe bune. Gata, stinge lumina. N-am stins lumina, aveți dreptate, sunt prost rău. Dar cred că a stins-o el, mă. A, nu, eu trebuie să sting. Da, mă, da. Și eu mă întrebam de ce nu văd spirit orb alea. Gata și am plecat, frate. Ia uite, a ieșit de acolo. Băi, a ieșit de acolo ăla, că s-aude ăla. Ești nebun? Mamă, băi, te-o mai speriat. Băi, iertați-mă de mă sperii. N-am cum să mă joc ăsta și să n-am nicio reacție. Pă bune. Hai să vedem dacă sunt spirit orb de astea.
Băi, n-am pornit camera? Băi, n-am pornit camera aia, mă. Că nu merge să mut. Doamne, cât determinat sunt. Am stins camera aia. Sau poate să stingă el camera, mă? Bă, ăsta cred că are trag de cameră. Cred că el a stins-o. Ma... FSP-ro cu un euro stătea pe budă, bă, Teo, l-ai deranjat. Nu mă, că e copil, mă, îi trebuie o liță. Nu e pe budă pe astea. Stați așa că eu n-am pornit asta. Ba da, m-am pornit-o, mă, ce se întâmplă, mă? Gata, și vreau să-i... Ah, gata, gata, am plecat, James. James, lasă-mă să mor eu, că am plecat, ești nebun la cap, am plecat. Gata, n-am pornit camera, da, trebuia să o sting și să o pornez la loc. Da, aveți dreptate. Și acum ia să vedem momentul adevărului. Nu m-am uitat să văd dacă a scris pe carte. 7800 de like-uri, vă mulțumesc enorm, frate, vă mulțumesc din tot sufletul. Da, mă, uite și acum, ia, vedem Spirit Orb de-alea. Se mișcă ușa aici, nebun la cap. Dar nu văd Spirit Orb. Nu e, mă, trebuie să scrie pe carte, mă, trebuie să merg să văd dacă scrie pe carte, că 100% scrie pe carte nebunul ăsta. Dar e copil, mă, mi-a zis că e copil, cum știe el să scrie? Nu știe să scrie. Sau știe? Bă, dacă e și copil și mai și scrie, eu nebunesc, ești nebun? Să iau ăsta, să-i mai punem întrebări, mă? Știți ce? Nu m-am uitat să văd dacă e să văd dacă sunt temperaturi sub 0 grade, gen. Nu m-am uitat să văd dacă e sabur, gen, când... cum îi zice, mă, când... Aolo, e tot acolo ăsta, mă. Uite, mă, mută... Level 4 ăsta. Marin Bobby cu 2 euro, bro, mersi mult de tot de donație. Te pup, bro, mulțumesc enorm, frate. Nu, nivel 4, dar n-a scris pe carte. De ce nu scrii, mă, pe carte? Bă, vreau, unde-i crucifixul? M-a închis ăsta aici? Nu m-am, gata, nu te mai supăr, nu mai fac nimica, gata. Bă, ăsta cum mi-a zis, mă, că e kid? N-ai termometru? Nu am, știu, nu am. Mi-e frică. Bă, frate, voi ați Nu, nu se poate așa ceva. Deci voi ați văzut când l-am întrebat. L-am întrebat, how old are you? Mi-a răspuns, kid. Adică kid, în engleză, din câte știam eu, că am făcut și eu engleză, mâncavaj la școală, știu că kid înseamnă copil. Și l-ați văzut pe tataie cum a venit, ești nebun, direct cu aia pe mine, ești nebun? Și era mare, era cu sânge pe la bot, era în cămașă, parcă era copil, pe asta zic și eu. De ce nu mi-a zis că e copil? Deci ăștia mă mint, mă, aici. Făceți o poză, nu mai fac nicio poză, ești nebun la cap? A închis camera, mă, ăsta? Păi s-a închis camera, s-a închis acolo. Query cu un euro. Te poate omorâ, dar dacă îți dă hand. Iar dacă, doar dacă îți dă hand, da, aia e după 5 minute, știu. Îți pâlpâie lanterna și trebuie să te ascunzi într-o cameră sau într-un dulap cu lumina stinsă. Ok. Acum am realizat că nu aveam cum să vedem orbzurile alea, pentru că trebuia, păi, infraroșu. Uite, am văzut Spirit Orb! Ați văzut bucla asta de s-a dus până aici? Ia. Da, mă, da, e Spirit Orb. Gata, le-am făcut, nu mă mai întorc acolo nici mort, ești nebun la cap. Deci... Cine a devenit membru? Ionuț Andrei a devenit membru, te pup, bro, bine vin la noi în familie. Aici sper să te simți bine, mersi mult de tot, bro. Și Brilliant Smetin cu un euro, Brilliant Smetin 2, te pup. Dacă vă jucați Smetin, intrați acolo, te pup, mulțumesc de donație. Și Casi cu un euro, te pup, bro, mersi mult de tot. Hai să notez, deci unde e, mă? Sferă paranormală, deci este... Ce, mă? Păi stați-mă așa un pic. Am avut de ales între Strigoi, Wraith de la și Spirit. Și eu acum am pus sferă paranormală și mi-a dat Jin. Bă, stați-mă că nu e bine. N-are cum să fie Jin. Ia, Gino, ce face? Unde-i Gin? Un Gin e o fantomă teritorială care va ataca atunci când se simte amenințat. Nu i-am făcut nimic să mor, doar am vorbit cu el. Am întrebat și câți ani are, mi-a scris copil și de unde, că era de mai tataia. Acesta este de asemenea cunoscut pentru a fi cu o viteză considerabil de mare. Unde, mă?
ăsta nu-i gin, că ați văzut cum mergea mai încet decât tataie, pe bune. Un gin se va deplasa la o viteză mai mare în cazul în care victima sa este departe. Ah, ok. Chiriță Adi a devenit și el membru, mersi mult de tot, bro, sper să te simți bine la noi aici, frate. Ai pus MF. Păi nu, 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 MF era nivel 4, nu era nivel 5. Că m-am uitat, nu era nivel 5, era nivel 4. Bă, era 5? A, am pus nivel... Nu mă, a, da mă, sunt terminat. Da mă, acum, a, gata mă. Și eu aici aveam amprente și acum e strigoi, mă, gata, 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 gata. Era imposibil să fie gin de ăla, da, 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 gata. Bă, voi, ca de fiecare dată m-ați salvat. Deci avem strigoi aici, gata, am plecat și acum mergem în altă parte. Te pup, vreau banii, ne cumpărăm, nu e MF5 și amprente, da, bița, a văzut. M-am luat eu cu alte, da, am fericit că l-am găsit și na, gata, gata. Ia să vedem câți bani ne dă. Și acum vezi că nu e strigoi. E strigoi direct 30 de dolari talpă. Ești nebun la cap. Îi dăm banii înapoi lui Ștefan. Te pup, Ștefan. Gata mă, frate. Și acum avem bani să ne luăm termometru. Să ne fie mai ușor. Eu vreau să știu de ce am o poză cu o femeie aici. De ce sunt femeie? M-au luat ăștia la mișto. Mi-au pus perucă. Mi-au pus direct perucă. Ești nebun? N-am cum să schimb și eu. A, uite, pot să mă schimb. Gata mă, sunt și eu bărbat acum. Aia zi mă, mai negrutea așa un pic, dar mi-mi place, e tare, mi-mi place, mereu mi-am dorit, frate, să fiu și eu mai închis la ten, jur, mereu mi-am dorit. Stați așa, deci cumpără, ne luăm, și ce ne luăm, ne luăm și brichetă, ca să folosim și noi alea. Mai au tămâie, mamă, și la fix îmi vine și de un ăsta, cum îi zice, un termometru, gata frate, cumpără. Le punem pe toate aici, băs fosforescent, termometru, brichetă, cameră video unde mai trebuie, tămâie, lanternă puternică și crucifix. Gata, frate. 8000 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate, vă mulțumesc mult de tot. M-am 105-600 de persoane, băi, sper să vă placă aici, sper să trăiți cu mine momentul aici și să râdeți de mine, să nu vă speriați, nu vă doresc să vă speriați, e nebun. Selectați contract, hai să mergem undeva mai forță, nu? Deci am fost la casa unde n-am mai fost niciodată, aia era cu etaj. Acum mergem la ceva, aia era recomandată pentru două persoane, acum mergem la ceva recomandat pentru trei persoane, eu zic că așa funcționează, nu? Edgefield, asta e tot de două, Tanglewood, asta e lejer, Grafton, tot de două, dar știu că la Grafton aici am pățit eu câteva. Cred că e tare la Grafton aici, la Asylum, Cavaș, dacă mă duc e... Vreți să mergem aici, mă? Dar n-am, știți ce trebuie să fac? Trebuie să, ca să mergem la azil. Mergem, vă promit că mergem, dar trebuie să mai strâng puțin bani să-mi iau niște pastile de-astea. Uite că îmi recomandă, știi? Și... Marcel cu 10 lire! Salut, gătana, dacă vrei să te sperii, îți recomand să vizionezi Countdown împreună cu Cesim. Îl poți găsi pe Netflix. Este cineva din cea care l-a văzut? Countdown! Băi, eu de obicei nu mă uit la filme de-astea horror... Da, ia că-l notez aici, deci Countdown. O întreb pe asta, mică, când se trezește, că după cum vedeți și voi aici. Doarme, nu știu cum doarme, că eu urlu pe aici, mă sperii, fac ca toate alea, nu știu. Și poate o să ne uităm, dacă vrea și ea, de ce nu. Deci îți mulțumesc mult de tot, Marcel, te pup, bro. Mulțumesc mult, mult, mult de tot. Deci, faza e că eu m-aș duce aici, dar nu am pastiluțe de alea. Și eu cum mă mici mai încet așa, hai prima dată să mergem la Grafton ăsta, că la Grafton e jale. Pregătit, start. Hai că am luat tot ce trebuie acolo. E fain film, uite că l-a văzut lumea, e tare. Păi, cred că o să mă ușor la el, mă. Eu țin minte un film de ăsta horror care m-a speriat pe mine mult, mai de mult. Simte că ne-am strâns mai mulți la cineva. Marin Bobby cu 2 euro, cum bă, frate, să-ți ridici viața în așa hal și să primești 30 de dolari? Pă bune, mă. Pă bune, m-au luat la mișto ăia cu 30 de dolari. Știi care e faza, mă, Bobby, că noi nici n-am făcut toate obiectivele alea, de-aia mi-a dat așa puțin bani și... Deci, un film horror pe care l-am văzut eu și pe care m-a speriat, pe care, doamne, care m-a speriat foarte tare, se numește Sinister, și 1 și 2. Deci m-am speriat la filmul ăla, am făcut pe mine și mai eram și mai mulți care ne uitam, ești nebun, și s-au speriat și ei. Adică, deci luăm lanterna, stai așa, cine mai trebuie, deci, găsiți o cameră care are mai puțin de 10 grade Celsius, perfect, deci termometru, vedeți mă, fără termometru, pe românește, mă, cam duceam încolo, și să zic. Găsiți dovezi ale paranoia cu încititor MF și tămâie. Deci ne luăm la noi lanternă, MF, MF e ăsta, nu? Da. Și unde e termometru? Uite-l, frate. Cum îl cheamă pe gură de mil? Nancy Miller. Asta cred că e femeie, nu? Nancy, da. Cred că e singurul... Stați așa ce a zis Alex aici, te pup, Alex.
Cred că e singurul joc pe care l-ai jucat și nu e atât de captivant ca celelalte. Viața mea, mie îmi place mult de tot ăsta. Nu știu cum se pare ție captivant. Cred că și... Nu, cred că le place și lor. Noi ne-am distrat, frate, pe live-uri când v-am jucat ăsta. Deci Nancy Miller ar trebui să pare să răspund la persoanele care sunt singuri. Oricum sunt singur, sunt forever alone pe jocul ăsta. Ia să vedem, pornim. Dăm aici. Hai să vedem, e un Nancy. Nancy Miller, un cavaș. Ia să intrăm aici, forță. Gata. Prima dată, hai cu termometru, de fapt, prima dată. Intrăm așa ușor. Nancy, n-am nicio treabă, viața mea. Eu sunt pașnic, să știi. Eu doar vreau să iau niște bani de la ăștia care mă plătesc să vin în locurile astea, știi ce zic? Ia. Am auzit un bocănit în partea asta alaltă. Cred că aici. Nu, s-a deschis. Asta cred că e. Aici cred că e. Da, 9 grade. Vreau să-mi spuneți dacă ați auzit și voi un plânset de copil mâncava și groastră, că l-am auzit și... Nu e aici. Nancy Miller, are you here? Aici e, mă. Ia stai să umblu și cu ăla. Uite, uite. Sau o fi aici? Ion Sandrei cu 5 lei, mersi mult de tot, bro, te pup. 4 grade. Can you give us a sign? Aici e, mă, dar de ce nu găsesc temperaturi sub 0? Deci 4 grade, 5 grade o fi totuși pe partea asta alaltă? Uite, uite, s-aud pași lângă mine, ești nebun? Aici nu mai e, deci pe partea asta. Uite, un grad. 2. 3. Uite, un grad. Ricardo, luptă cu 1 euro, te pup și te iubesc cu ultimii mei bani, te pup, bro, îți mulțumesc mult de tot. Și eu, frate, deci... Da, mă, ce bucurie. Uite, mă, aici e, 0 grade. Minus 0,5, gata, gata, aici e. Vreau să văd dacă găsești și cu MF de ăsta ceva. Uite, uite, aici e, aici e. Hai să lasă asta aici, că mi-a zis mie cineva. Deci lasă asta aici, acolo e asta, da? Mă duc să iau camera, să o pun pe el. Sperăm că nu e pudic ca ceilalți. Dar pe unde am venit, mă? Mamă, stați așa că nu mă știu. Mama, sunat! Marin Bobia a devenit membru, te pup, bro, mulțumesc mult de tot, bine ai venit la noi aici. Stați așa că a sunat telefonul, dar nu răspund. Pe aici cred că am venit, mă. N-am venit, mă, pe aici. Bă, pe unde am venit, mă? Trec minutele alea și mă vânează asta după aia. Pe aici am venit. Gata, mă, uite. Deci cum intru, dreapta, dreapta, gata, gata, gata. Mamă, dar se mișcă ăsta al meu, dar s-a terminat. Deci se mișcă ăsta al meu, foarte rău de tot. Reține dormitorul, l-am reținut, gata, mergem înapoi. Mergem înapoi. Aoleu, doamne. Lasă asta aici. Luăm tămâia, mă. Da, luăm tămâia, că știm unde e. Curățăm zona, forță, dar trebuie să-mi iau și brichetă, nu, n-am cum. Mamă, că-ți membri! Marton Bogdan a devenit membru, mersi mult de tot, bro, bine ați venit toți în familie aici, sper să vă simțiți bine, frate, cu mine. Eu asta e tot ce-mi doresc. Băi, fiți atenți, hai să luăm tămâia aia după. Deci iau cartea, o pun acolo și iau și camera asta. Hai să văd dacă am făcut obiectivele. Deci, da, mamă, ce bine se văd acolo toate făcute. Să ți-ai apăsat pe shift? Bro, crede-mă că pe shift ți-n apăsat mereu, gen. Că eu nu prea am răbdare la jocurile astea, gen. Hai să punem, prima dată punem cartea. Deci dreapta, dreapta. Sper că n-au, nu, sigur au trecut alea 5 minute. Deci dacă intru, mă bunează asta forță. De așa. Mai facem asta așa? Nu. Eu las aici pe jos. Și camera o... Ah! Stai. Nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. Mamă, 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 mamă. Uite așa. Și am plecat, am plecat. Puile. Can you write on this book, please? Am fugit, am fugit, am fugit, am
am fugit. Marton Bogdan cu 25 de lei, bros, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet, frate. Cum mergi fără shift? Uite așa. Uite așa merg fără shift și așa merg cu shift. Deci e diferența minimă, e nebun. Marton Bogdan și membru și donație. Bogdan, să mă ierți dacă nu apare donația pe ecran, bro, dar nu știu ce se întâmplă, nu apar toate superchaturile, nu știu care e faza. Andrei cu un euro, mersi mult de tot, Andrei, te pup, bro, te pup. Hai să vedem dacă se văd. Uite, mă, deci avem și amprente, mamă, fii de-at... Am găsit, mă, fantoma aici, nebun. Deci avem... Nu, n-am găsit. Avem prima dată sferă. Avem temperaturi sub 0. Până acum poate să fie fantasmă mare sau iurei. Adică... Care erau astea, mă? Iureiu, puncte slabe, tămâierea camerei. M-a dus să dau direct cu tămâie, e nebun. Timiraș Alexandru a devenit viața mea. Timiraș sau Timiraș, scuză-mă dacă ți-am pocit numele, bro, nu știu cum e Timiraș sau Timiraș. Bine ai venit la noi, în familie, mulțumesc mult de tot, frate. Mulțumesc mult, 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 te pupăm. Hai să iau acum. Nu, mă, iau direct tămâia, nu mă joc. Iau direct tămâia și mergem să-i dăm în gură. Așa și bricheta. Gata, frate. Și mi se pare că tămâia asta mă ajută, gen, îl face mai slab, nu știu care e faza. Ia să mă uit repede. Am făcut 334.000 și 300 de abonați. Deci ca să facem 335.000, cum voiați voi la început, trebuie să mai aboneze mulți. Nu cred că facem în seara asta. Ne mai trebuie 800 de abonați. Dar vă pup și vă mulțumesc, frate, tuturor, că ați fost în seara asta. E tot ce contează pentru mine. A scris în carte gură de miel, n-a scris. Cum fac să pornesc asta? Cum fac să dau cu tămâie că nu știu? Și eu te pup, Bogdan, mersi mult de tot de donații, bro, apreciez enorm. A, uite, asta a apărut! Aaaa! Ați văzut-o, mă? Bă, dar cum dau cu tămâia asta? Pă, fă, mă! Gata! Tămâierea zi, mă duc să-i dau direct în gură. Direct în gură îți dau, nebunule, că te-am văzut nebunul, de fapt. Ați văzut ce urâtă e, mă, zici că e aia din The Grudge, ești nebun? Stai să-i dau în gură aici, deci pe aici am văzut-o. Gata, gata, și acum nu știu ce fac. Mai iau ăsta un pic. Marton Bogdan, iar cu 25 de lei, viața mea, ce ne faci în seara asta, te pup, mersi mult de tot, frate. Stai să iau și cartea asta să iau. Bă, să las bricheta asta aici, mă. Stai că arunc asta. Iau și asta să iau, pun mai așa, mai la ea. Poate scrie, poate nu. Haide, mă, fă, gata. Și acum am plecat, și acum am plecat, am fugit. Mamă, încă un membru, nu vine să cred. Nu vine să cred ce se întâmplă seara asta. Alin Varcuș, bine ai venit. Aaaa, uite-o. Bă, viața mea. Dar eu știam, ia vino încoa. Eu știam că tu trebuie să stai într-un loc. Te-am văzut în două locuri. Ia uite-o pe asta, se teleportează, mă, fere. Ce ai? Nu, asta e fantoma magician, mucavaș gura voastră, deci nu există așa ceva. Nu există așa ceva, am văzut-o în trei locuri diferite, în două minute, ești nebun la cap. Mamă, câți membri, adevărat, nu știu ce se întâmplă în seara asta, vă mulțumesc mult de tot, frate. Te-ai mai gândit-o să scoți piesa, bro? Nu știu ce să zic, sincer, vreți să o scot? Voi ce ziceți? Sincer, nu m-am gândit așa, sigur. M-am gândit doar așa, un pic. Deci, gata, m-am și curățat zona. Descoperesc cu ce tip de... Mamă, face mulți bani, frate, pe misiunea asta. Aulo, am mișcat ăsta. Credeam că e animația de la donație. Nu. Iar cu 25 de lei, Marton Bogdan. Bine să cred. Hai să dansă cu el aici. Îmi permis să dansez acum că sunt în camionetă. Nu mai are ce să-mi facă nicio fantomă de asta. Te pup, bro, îți mulțumesc din tot sufletul pentru toate donațiile, frate. Da. Băi, să văd. Practic, noi avem intro. Ăla sună bine intro, dar nu știu cum o să sune toată piesa și nici nu m-am gândit. Mamă, uitați cât activitate avem la 8. Hai să văd. Ce să văd? Deci pe carte n-a scris Spirit Box. Pot să iau Spirit Box-ul. Bricheta o las aici. Crucifixul ăsta mă ajută oare? Pot să iau aia de amprente. Hai să vedem dacă găsim amprente sau... Deci noi ce putem să găsim? Stați așa. Deci avem până acum temperatură sub 0, sferă paranormală. Putem să găsim fantasmă mare sau iurei. Deci pentru
Al treilea indiciu poate să fie unul din următoarele. Mamă, Marton Bogdan iar cu 25 de lei. Ne-a aruncat în aer, mâncați. Bine, în aer ne-a aruncat Ștefan. Te pup, Ștefan. Dar, Bogdan, îți mulțumesc mult de tot, bro, pentru toată susținerea. Ești numărul 1, pe bune. Mulțumesc mult de tot. Deci, la Iurei mai trebuie să găsim, mai trebuie să scrie aia în carte. Ok. La mare trebuie să mai găsim Spirit Box. Deci, practic, dacă răspunde la Spirit Box. Eugen cu un euro, salut Old și Robert și Magie. Salut Old și Robert și Magie. Cred că sunt trei persoane diferite. Deci unul e Old, unul e Robert și unul e Magie. Vă pup pe toți, frate. Mulțumesc mult, Eugen, de donație. Și Ionuț Andrei cu 5 lei. Vă mulțumesc mult de tot, frate. Sunteți minunați. Mamă, ce se întâmplă seara asta. E să cred. Deci la mare trebuie să răspundă la Spirit Box ăsta. Și cred că la a treia. La ce mai am a treia? Stați așa că nu mai știu ce e a treia. La a treia e fantasmă. La fantasmă ce trebuie să găsim? Dacă ar fi să fie fantasmă de asta. La fantasmă, a treia e MF nivel 5, dar la MF am găsit nivel 2 până acum, hai să vedem dacă e... Deci avem ori MF nivel 5, ori Spirit Box, ori scrie, dar eu din ce am văzut-o eu cu părul ăla așa și îmbrăcată în alb așa, nu vreau să judec, dar pare că nu știe să scrie, ești nebun, era, mi-e frică un pic să mă duc. Voi vedeți că mă duc și fără crucifix și fără nimic, nu? Hai că forță rău de tot. Mamă, Marton Bogdan, iar cu 25 de lei, te pup și te voi susține în continuare, bro. Îți mulțumesc din tot sufletul meu, frate, e tot ceea ce îmi doresc. Disco. Uite-o, uite-o, uite-o! Și vine spre mine. Can you speak? Nimic detectat. How old are you? E nivel 4 ăsta. N-a scris în carte... How old are you? Nu, nu e cu Spirit Box cu astea. Deci, bă, n-a scris în carte, nu e nici MF nivel 5. Ce se întâmplă, mă? Ce poate să fie altceva? Hai, mă, nu merge să-l iau. Bă. Nu, plec, ești nebun, plec. Plec pe bune, plec. Plec, ești nebun. Can you write in the book? Îi vorbesc de aici, de mai în spate, că mi-e frică. Can you write in that book? Mamă, s-a zis ceva acolo. Fumul e fantasmă, e fantasmă. Fără mișto, e fantasmă, mă, viețile mele. Amprente, nu e... Deci fiți atenți. Nu a, degeaba și dacă găsesc, nu, de fapt nu are cum să găsesc amprente, v-am zis, deci avem două indicii, unul dintre ele temperatură sub 0 grade, al doilea, care e doamne al doilea, că am și uitat, al doilea e, stați așa că văd acum, al doilea sferă paranormală, bă, dar oare eu am văzut sferă paranormală, am văzut mă, nu? Bă, stați așa că eu acum... Da, mă, na, un al treilea e fantasmă, e Iurei, e Iurei, e Iurei, e fantasmă. Păi e fantasmă sau Iurei de ăsta, mă? Faza e că n-a scris, poate e MF ăsta, deci poate să mai fie MF. N-a fost Spirit Box, deci n-a putut să vorbească și eram lângă ea, ați văzut? Și i-am pus întrebări, n-a putut să răspundă. Eu nu sunt Andrei, iar cu un euro, bro, îți mulțumesc din tot sufletul. Te pup. Când e fum, nu e bine. Da, știu că înseamnă că e lângă mine. Deci, nu a scris pe carte. MF-ul poate să fie nivel 5, dar practic până acum a fost level 4. Teo, la Spirit Box trebuie să-i zici pe nume și după întrebarea. Nu neapărat, să știi, data trecută am întrebat doar how old are you și nu mi-a răspuns. Pun Lorenzo cu un euro, Magie, Robert, Berry și Old, te pupă dulce, Teo. Vă pup și eu, frate, vă pup. Mulțumesc mult de donație. Nu, frate, deci... Dacă n-a scris în carte, nu a răspuns la Spirit Box, înseamnă că e MF de la nivel 5, doar că până acum nu ne-a arătat nivel 5, dar o să ne arate dacă mai duc o dată, 100%. Pun nivel, MF nivel 5 și e fantasmă, uite. Și dacă nu e fantasmă, mă o să o trezi pe ce-s. Nu mă duc că mă bate, dar mai jucăm o dată, aia e. Oricum am făcut toate obiectivele astea, deci... primim bani oricum, îmi cumpăr pastile de alea și mergem la asilum, la nebune acolo și... A fost mare. A, mamă, am văzut aici minus 0 dolari, am zis că gata. Am zis că mi s-a dus tot. Deci era mare.
fantasma, iurei. Bă, stați așa un pic, cum era mare? Care erau alea trei? Era fantasma, iurei și mai ce mai era? Mare de asta mai era? Stai că văd acum, stai să cumpăr pastile de-alea. De unde iau, mă? Pastile pentru sănătatea... Gata. N-am bani! Mă, mai trebuie... Nu pot să cred. Refuz să cred, ești nebun? Mai trebuie să facem un contract de-asta. Disco. Mamă, Marton Bogdan e cu 25 de lei, ești nebun? Cheamă și pe iubita ta lui tine. Păi doarme, bro. Aș chema o dată doar, nice. 1900 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate. Vă mulțumesc enorm. Te-o zici, holdare, mă, da, ție nu-ți e rușine. Păi, pe bune. A treia era mare de-aia, mă. Ca să mă duc la azil, mai trebuie bani să-mi iau pastile de-alea, bro. Sau mă duc la asilum, așa. N-ai bani pe carul de tot. Da, mă, păi, uite, că nu am nimerit aia. Stai așa să pun astea la loc. Deci tămâie, lanternă, brichetă, băț, termometru și crucifix, că e important. Selectați contract. Mergem la high school aici, mă, o luăm treptat. Deci am fost până acum la alea de două persoane. Una am făcut-o, una aproape am făcut-o. Ce dulcică e. Da, mă, e dulce rău de tot. Acum hai să mergem la de-asta de 3, nu? N-am mai mers la odaia de o persoană, că na, acum nu mai avem cum, e nebun. Nu încerca, mai fă niște bani, da, deci mergem la high school aici, cu toate că e grea, pentru că e recomandată pentru 3 persoane. Dar noi mergem, dăm aici pregătit, start. Și după ce facem bani, luăm pastile de alea, mergem la asilum, la nebune acolo, ești nebun. Am făcut 9000 de like-uri, vă mulțumesc mult, frate, vă mulțumesc enorm, ești nebun, sunteți minunați. Ia să vedem, curățați zona din apropierea fantomei folosind tămâie. Avem tămâie, e bine. Detectați o prezență. Detectați o prezență a unei fantome cu un senzor de mișcare. Puiule, de unde să am eu senzor de mișcare, mă? Viața mea, abia strâng bani să-mi iau pastile. Vrei și senzor de mișcare? Ești nebun la cap? Dar ce sunt eu? N-avem, deci n-avem cum să facem astea. O să mor în partea a doua? Care-i faza? Ce partea a doua, viețile mele? Mihai Danciu cu un euro, te umără nene pe Instagram, hai să-l felicităm cu urare de la mulți ani, că nu costă nimic. Vă pup, Old Berry, Roberto și pe tine, Teo 10, cel mai complex băiat. Vă pup, frate, vă pup. Dacă vreți să-i urați la mulți ani, te umără nene pe Instagram, nu ezitați să o faceți. Nu ezita, da mă, da, am zis bine. Ionuț Andrei cu 10 lei, ce faceți, ziți-ne? Păi, facem bine, ne sperim aici cu toții, văd. Deci și o poză cu apă forță. Nancy Johnson. Nancy Johnson. MF. Unde e lanternă? Ăsta, da. Și gata, plecăm la drum. Pornim ăsta. Gata. Nancy Johnson, gata. Am văzut, Andra, am văzut. Hai să mergem pe ele. Deci la oare or fi, mă, temperatură de astea mici? Oricum am și MF-ul ăla. Sper din suflet, fiind locația mare, sper din suflet să-mi dea un semn, gen din prima. Deci Nancy Johnson, da? Can you give us a sign? A scârzit ceva pe aici. Să-s că n-am pornit termometrul ăsta. Bă, ce are, mă, termometrul meu e stricat? Bă, nu merge, așa, mă, gata. Am crezut că mi-a luat o raza la termometru, ești nebun. Te rog, nu țipa, viața mea, încerc. Dacă o văd pe asta, încerc să nu țip, bine? Nancy Johnson, are you here? Nu e aici guriță de meluș. Stai, mă, nu se poate ieși din asta, ba da. Sper să se deschidă ușa aia, că dacă nu... Cum te-ai cunoscut cu Chessy? Bro, vezi că avem un vlog. Se numește... Când ne căsătorim și răspunde la mai multe întrebări acolo. Printre care și întrebarea pe care tocmai mi-ai pus-o. 13 grade aici. Nancy Johnson, can you give us a sign? Mamă, dacă-i de asta tăcută e greu, ești nebun să fac școala.
nimic pe aici. O fi ceva la etaj, mă. Mamă, te joci singur pe mapa asta? Da, e greu. E greu, dar facem, nu-i problemă. Ia să vedem, 14 și aici pe 15, nu e bine. Nu mă, trebuie să găsim minus niște grade. Am auzit ceva pe aici. Nancy Johnson, are you here? Nu, asta e ieșirea. Asta e ieșirea, frate. Vorbește în română, bro, e pe engleză setat jocul. Doar îmi scrie în română, dar voice-ul e pe engleză. Dacă vreți în română, nu mă înțelege niciun Nancy, niciun Johnson, niciun d-ăsta. Nu e mai la etaj, deci 100% la etaj se întâmplă lucruri. Mai încerc aici. Nu, la etaj se întâmplă lucruri, 100%, ești nebun. E în baie sus, zice cineva. Ia-mă, mergem direct peste el în baie, nu-l mai lăsăm. Uite, frate, pe aici urc. Și am impresia că e sus, dar nu știu de ce. Și să fiu sincer, mi-a venit ceva rece pe aici. Dacă e ceva și în camera mea, sate. Uite, s-a auzit ceva de aici. Ba nu de aici. Can you give us a sign? De pe aici de undeva. Stai așa, poate să fie și pe hol asta, mă? Mamă, dar se aud pe, peste tot, mă? Peste tot se aude câte ceva aici, nebun? Păi și unde mă duc? Mamă, e prea mare locația asta, cred că mor. Și dacă mor, iar mi s-au dus toate itemele aici, nebun? Asta nu se deschide, mă? Da. Pași, pași aici. Nu, mă, nu. Se aude din capă de acolo. Băi, mă, cavaj, dar și dacă, și dacă o găsesc pe asta aici? Eu după aia nu mai știu să mă întorc. Nancy Johnson să moră, dar mă enervezi, ești nebun. Bă, vezi că e la baie? Stați, mă, că aud ceva de aici. E mare rău locația, văd. Dar cum ar fi? Bă, se poate la o fantomă să nu-i găsesc temperaturi de-astea joase? Încearcă cu MF, asta fac, asta fac. Am mutat pe MF. Faza e că MF-ul îți arată doar când dai de acolo, îi dai cu MF-ul ăla în gură, gen. Dacă intri într-o cameră și ea, normal cu termometru, scădea un pic și îți dai seama, știi? Uite, ia că l-am pornit ea să văd. Uite, mă, zicea cineva că e în baie. La etaj sunt, să știi. La etaj sunt, frate. Am intrat în baie, nu e nici în baie. Stai că mai e o baie, ia. Bă, frate, nu știu unde e asta, mă, te o fantoma e rapidă? Văd că nu e nicio fantomă, ești nebun în școala asta. Auzi, mă, dar uite, fiind locația asta mare, da? Să zicem, aolo. Să zicem că eu mă plimb, frate, prin toate camerele astea, nu o găsesc, gen, și alea trec, stau vreo 20 de minute pe aici, știi?
aia poate să vină din locația în care ea, din camera în care ea, să vină unde sunt eu și să-mi rupă gâtul, gen, să-mi rupă capul. Poate e în dulap, nu cred că are cum să fie în dulap. Faza e, bă, când intri într-o cameră, în mod normal, dacă sunt temperaturi sub 0, îmi arată, gen, îmi arată 7, 8, astea. Ce joc e fazmofobia, bro? Adela cu 10, bună viața, am cam întârziat azi, ce faci? Uite, mă joc, ce să fac. Și Marton Bogdan iar cu 25 de lei, frate, bro, îți mulțumesc din tot sufletul, ești nebun. Ne-a donat și Bogdan în seara asta, de ne-a rupt. Poți să-mi dai și mi-i accept pe cererea de Facebook? Da, bro, dă-mi acolo cererile și ți accept, promit. Dacă poți să-mi lași, dacă poți să-mi lași și un link. Dacă ai putea să-mi lași și un link, ar fi super. Te pup, Adela. Uite, mă, nu găsesc o fantomă pe aici, dar nu găsesc deloc, gen. Poate, nu? Păi da, mă, dar care mai e faza, gen? Dacă eu mă prim, nu gă... Bă, mi s-a închis ușa asta în gură. E aici ama asta? Bă, frate, nu găsesc asta, eu încep din nou, ești nebun? Fire, pot să iau asta să-l dau cu el dacă e? Hai că pot. Vezi că e într-o baie de la etaj, bro, nu e mereu în același loc, să știi. Deci uitați-vă că am deschis toate ușile astea. Nu, eu plec și mai încep o dată. De asta să văd dacă mai nimeresc ieșirea aici, nebun, că la cât m-am plimbat, nici nu mai știu pe unde am fost și unde n-am fost. Bă, știți unde cred eu că e? N-am cum să mă arunc pe aici, nu, n-am voie. Știți unde, nu la toate spiritele, acum mi-am dat seama, nu la toate spiritele apar temperaturi scăzute, dar ăla mi-era cel mai ușor, că practic sunt singur aici în școală, știi? Și... Pe unde, uite, pe acolo putem să ieșim. Faza e că fiind singur, ăla mi-e cel mai ușor. Nu prea știu cum să, uite ăsta acolo, deci mergem înapoi și mai începem unul, ești nebun, că nu știu să vă pun ăsta. În sala de sport, acolo voiam să zic că e, că n-am fost în sala aia de sport, dar mi-e frică să mă duc. Acum e cam supărată pe mine, gen, că am stat cam mult în teritoriul ei. Let's go. Marton Bogdan și am o poză când eram eu mai mic într-o cămașă, bine, bro, bine, te caut după la de sport. Mersi mult de tot de donații, bro, Bogdan. Fiți atenți, deci punem asta la mișto. Practic, hai să o luăm așa logic. Deci ne-am plimbat până toată școala aia, n-am găsit temperaturi scăzute în niciodată, da? E pe tavan. Hai că e, Ion. Nu știu unde să... Deci, practic... Spirit, Wraith, Fantasmă, Strigoi, Banshee. Mamă, pun Banshee ăsta. Pun Banshee și dacă e, nu ne luăm niciun ban, dar măcar plecăm cu itemele și aia e. Ia. Fiți atent, deci dacă am nimerit asta, s-a terminat tot. Mateo, sunt închise școlile. Păi tocmai, n-ai văzut că nu era nimeni, eram doar eu și fantomele aici, nebun. Era Revenant, mă, n-am ghicit-o. Bă, frate, a fost o experiență mai nereușită asta, stați așa că începem acum altul. Stați așa să-mi adaug toate astea înapoi. Bă, eu n-am fost niciodată bățul ăla, mă, frate, deci cred că am dat banii degeaba pe el. Antenă puternică, selectați contract. Mergem iar la școală, mâncați. Pregătiți start. Adela, părău cu 25 de lei, vă pup pe tine și pe Cesi. Te pupăm și noi, doar că Cesi doarme. Poate să zic că ea personal. Ia acolo în spatele meu. Mulțumesc mult. 9400 de like-uri, vă mulțumesc din tot sufletul meu, frate. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Ha! Era sus că se auzeau obiecte când cădeau. Viața mea, am vorbit cu ea, nu m-a băgat în seamă, nu mi-a răspuns la întrebări. Ce să mai fac și eu aici, nebun? Ne mai trebuie 450 de abonați să facem 335.000. Dacă îi facem seara asta, nu e. Seara asta s-a terminat tot. E incendiară, ești nebun. Stați așa, deci... Ia o fantomă zime prin sare. Hai că avem sare. Dacă e, aveți un membru așa, detectați o prezență a unei fantome cu un senzor de mișcare. Bă, m-au terminat ăștia cu senzorii de mișcare. Mă, s-a terminat, ești nebun. Am dat abandon la ultimul dacă. Nu știam ce se întâmplă, ești nebun. Deci stați așa. Îmi iau lanterna de asta.
Mi-am luat TMF și începem tot cu termometru. Sare nu am, deci n-avem cum să facem aia, deci n-avem cum să luăm așa mulți bani de pe asta. Dar măcar vreau să găsesc aia, frate. Vreau să găsesc, cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe ăsta? Dă muzica de la donații mai încet. Elizabeth Miller. Mamă, s-a terminat. Cum pronunț eu Elizabeth Miller ăsta? Până îl pronunț eu, îmi rupe aia gâtul de 3 ori. Bă, Teo, iar mi-am luat pizza? Să-ți poftă bună, frate. Ia mă, intrăm. Deci dacă nici acum mă las de școala asta aici, nebun. Mă las. Nu mă mai duc în școală. De acum. Ia, pornesc ăsta. Elizabeth Miller, așa. Mamă, cât de cald e aici, unde am intrat 20 de grade și când intru sunt minus 2. Uite, aici era sala de spor, mă, și n-am intrat. De ce doarme cesima la ora asta de plictiseală, că de altceva nu pot să-mi explic. Știți cum face ces? Ea doarme acum, cât fac eu live, după aia se trezește, pe mine mă ia somnul pe la 1 așa. Dar ce faci? Dormi, te culci, că mie nu mi-e somn. Aha, și de-aia doarme te pe la 5, nu? Mamă, e în vestiar fantoma asta. Pă bune. Nu e. Cum era să te aștepte la intrare? Mamă, era vis, ești nebun, direct o ghiceam din prima. Nu e aici. Bă, dar practic într-o cameră ca să fiu fantom, trebuie să înceapă așa cu 9 grade, nu? Voi ce ziceți? Așa parcă intru, văd 16 grade, nici nu vine să mai înaintez. Ia, 13 grade, 7, ia, 16 grade, ai că forță, aici sunt opusul fantomelor. Nu. Doamne, băi, e stresant, nu mă mai duc când asta mare. Pe grade iar, mamă, că deci simt că se întâmplă același lucru și plâng dacă se întâmplă același lucru. Mamă, nu, uite, nu o găsim și noi aici că suntem aproape de ieșire. Haide, mă. Nu, o strig, că n-am. Uite, fiți atenți. Deci sunteți toți cu mine aici, da? Elizabeth Miller, can you give us a sign? Elizabeth Miller, give us a sign. Bă, nu știu dacă nu mă aude, mă. Oare nu mă aude? Hai să mergem sus, poate la baie acum. Știu că odată am făcut școala și era la baie. Și am găsit-o, cred că, repede, știi? Și am avut timp să fac toate alea. Dar acum, dacă o găsesc tot așa târziu, frate, nu știu dacă mă mai lasă și dacă mor, iar plâng. Ești, mă, că iar trebuie să fac contracte, să fac bani, să nu știu ce. De ce nu joci cu Montre și cu Dima împreună? Bro, nu cred că le place lor. Eu aș juca cu ei, dar o să-i împine, nici nu i-am întrebat. Ia că o să-i întreb, să văd. Spirit Box, trebuie să găsesc, prima dată, ca să folosesc toate astea, frate, trebuie să și văd în ce cameră stă ea, știi? Uite, mă, în baia asta e. Hai că e, bă, aha. Aha. Unde a sunat telefonul ăla, mâncați? Unde-i telefonul? Poți să aprind lumina aici, mă? Mamă. Mamă, altceva cu lumina aprinsă, ești nebun? Bă, unde e telefonul ăla? Deci aici e fire de la... Am auzit un telefon, nu știu unde e. Mamă. Bă, cred că s-a pornit o chiuvetă. Auziți ceva? Uite, iar. Dar unde se aude telefonul ăla, bă? Bă, știe cineva unde-i telefonul ăla? Mariana, du telefonul. Stai, mă, așa. O fi... într-un birou, ceva. 7 grade. 4 grade.
5. Bă, unde-i telefonul ăla? Mă-mi sună în creier și nu știu unde e. Aici ce e? Aici e. Aici e. Ăsta-i, mă. Ăsta-i telefonul. Aici e. Aici e gură de miel. Aici e, mă. Uite! Mamă, ce m-am speriat. Cați-i și gura ta. Avem nivel 3? Avem nivel 3, MF. Mamă, stați așa, deci mă duc acum să-mi iau... arunc ăsta. Îl las acolo. Cum fac să ajung eu tot aici? Cum fac? Cum fac? Pe unde mă duc? Cum țin eu minte mâncava și gura voastră? Mamă, ce m-am speriat. Nu e niciun clopoțel școlar, era direct telefon. Dar eu pe unde mă duc? Că nu știu. Bă, voi vedeți cât de departe e, mă? Și eu mai trebuie să mai fac 2-3 drumuri. M-am dus pe bune, m-am dus din pute, am căzut în pat, viața mea iartă-mă, dar m-am speriat rău de tot. Uite, nu, eu iar n-am cum să fac asta. Marcel Rădulescu a devenit viața asociată tale, te pup, bro, mersi mult de membru, bine, bine la noi, aici sper să te simți bine. Cum fac, eu, voi vedeți că eu nici nu mai știu unde, pe unde mă duc. Deci eu nu mai știu pe unde mă duc. Eu nu mai găsesc niciodată, ești nebun? Cum adică, Oana, de ce? Deci eu nu mai găsesc drumul până la camion niciodată. Nu, e timpul să schimbăm modul, mâncați și pun alte lumini în spate. Bă, frate, voi vedeți unde scările astea? Că nebunesc, nu, iar nu fac astea. Ce culoare punem în spate? Am cum device offline, ești nebun. Punem asta așa. Mai dă groază așa, știți ce zic? Eu nu mai știu pe unde să ies, mâncați și cura ta. Păi era să fac infarct, am scăpat telefonul, viața mea, păi, și că eu v-am speriat, ești nebun? A venit cură de miel ăla. Păi nu, e prea mare locația asta, nu pot să fac, ești nebun, și decât să mor, după aia, mergem într-o locație, taia tot de 2, deci am fost, până acum am fost în casa aia cu etaj, și am fost la Grafton Farmhouse, mai avem un agent, tot de 2 persoane, mergem tot acolo, gen, 9700 de like-uri, putem să facem și noi 10.000, acum? Vă mulțumesc mult de tot oricum, frate. Marton Bogdan, ia uite-l, iar 25. Și Simon Antal a devenit membru. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc enorm, frate. Deci Bogdan, te pup, viața mea. Mulțumesc pentru toate. Deci adunat Bogdan lejer 2 milioane în seara asta. Te pup, mersi mult. Și Simona, sper să te simți bine la noi aici. Eu selectez iar, nu mai pun Revenant, pun ce punem. Pun Strigoi să mor eu. Pun Strigoi și plec. Mergem într-o locație mai mult, că dacă e... După aia ne plictisim dacă stau să mă plimb. Deci de jumătate de oră eu stau și mă plimb până astea. Păi da ce mă, nu mă dăm și noi de nicio fantomă, de nimic. Măcar facem și noi bani, luăm tot ce trebuie acolo. Viața mea în jos și altceva, stai mă viața. Uite, a fost umbră? Ce asta mă, umbră? Hei, am făcut 10 dolari. Vedeți, m-am păcălit 10 dolari lejer, ești nebun? Stai să văd dacă acum am bani. Cumpără? Am 40 de dolari? Hai să iau de-alea, mă, senzor de mișcare. E 100 de dolari? Dar ce e, vorule, îmi face de mâncare, ești nebun la cap? Era umbră, n-am auzit în viața mea de umbră, gen. Vă jur că n-am auzit niciodată. Selectați contract, hai să mergem la Ridgeview Roadhouse, n-am fost niciodată, mă jur. Stai să adaug toate astea, termometru, băț, brichetă, crucifix, tămâie, lanternă. Pregătiți start. Hai mă, pe asta o facem, pe asta dacă nu o facem, închid, sunt prost, nu, sunt prost dacă nu facem pe asta. Detectați cu un senzor de mișcare. Bă, ăștia cred că am bani.
Deci ăștia au impresia că eu mă fac bani, ești nebun la cap, că eu v-am zis mă cac bani, dar am zis că e urât, dar tot am zis, ești nebun. Deci ăștia au impresia că am bani de marun cu ei în aer. Auzi, cu senzor de mișcare, deci nu mai scadă senzorul ăsta de mișcare. Faceți o poză fantome, asta e cam greu, că am mai dat eu de una, dar îi făceam poze și dispărea fix când apărea blitzul ăla, după aia apărea la loc, hai că forță. Găsiți o cameră care are mai puțin de 10, uite, deci 100%, asta e, o facem 100%. Deci n-avem cum să facem obiectivul 2, în rest putem să facem. Deci, faceți o poză fantome, stați să vedeți ce râdem acum, că trebuie să-i fac poză și eu mie îmi dărâie mâna pe mouse când o văd. Deci luăm lanterna și începem la fel, MF. Sau ia că iau, nu, fiți atenți. Las MF-ul ăsta și iau Spirit Box. Mai începem și noi altfel. Păi n-ai tu bani? Hai că am bani, Cristi, ești nebun? Mamă, Marton Bogdan iar cu roșii. Lasă-mi un pic înainte să ne batem fantomele acum. Hai cu 10k like-uri, mai avem super puțin, cred. Eu nu le văd aici. Nu le văd aici. Marto Bogdan cu 5 euro. Iar poți să salut și pe sora mea Maria. Te rog, normal, te pup Maria, te pup. Mulțumesc că mă urmăriți, frate, și mulțumesc de susținere, Bogdan, încă o dată. Am luat cheia, am luat astea. Hai să mergem, cum îl cheamă? Christopher Martin. Stai să vezi ce-i falu vărul Cristi aici. Christopher Martin. Hai pe el, cază și... Ia vezi ce bine arată casa asta, ești nebun? Vezi că nu era casa asta. Pornim ăsta și îi dăm Christopher Martin, viețile mele. Intrăm pe el aici. Christopher Martin, are you here? Momentan e... Avem 10k! Pa, mă, vreau 10k like-uri, nu vine să cred. Vă mulțumesc de tot, frate. Și mai avem un membru nou, Levente Wiz. Te pup, bro, bine ai venit la noi aici. Sper să-ți placă, frate. Sper să-ți placă, mă, avem 10.000 de like-uri, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Am auzit o ușă, am auzit o ușă! Uite! În partea asta, în partea asta am auzit o ușă. Cred că asta, asta e aici, nebun, aici e. Nu mergi să o deschid, mă? Bă, asta era, mă? Christopher Martin! A, și Simona Antal și-a luat membru. Viața mea, cred că ai apărut, dar n-am văzut eu. Mersi mult de tot, Simona, te pup. Te pup, Simona, mulțumesc din suflet. Și Flori cu 10 lei, te ojo și cu abonații. Dacă da, vreau să te învăț. Mă învață. Viața mea, mie îmi place să mă joc singur. Am mai zis o dată mai devreme un pic. Pentru că dacă joc cu cineva, nu mai e frică, gen. Că știu că e cineva acolo. Bine, cu Cesi o să-mi fie frică când o să mă joc. Că știu că ea nu știe jocul ăsta și o să mă joc tot singur, practic. Cel mai enervant la jocul ăsta e viteza aia de mel, pe bune. Cred că sus am auzit eu. Ba nu, în partea asta. Ia uzi. 3 grade. Aici e, mă, nu? 2 grade? Stai. Nu. Bă, ce-mi trebuia MF-ul ăla aici, mă, și eu am zis că nu... Eu am zis că nu mai trebuie... Minus 0! Tata, întrebarea mea e... Bă, s-au mutat ăștia? Ia stai că pun Spirit Box-ul. Cum îl chema? Cum îl chema? How old are you? Ah. Ăsta e bătrân, mâncați-și. Gata. Avem două indicii, mâncava și gura voastră. Deci pe ăsta, bă, l-am rupt pe Christopher ăsta. Deci îl cheamă Christopher, dar și mai cum. Nu joc și Fortnite, nu am jucat în viața mea Fortnite, dar cred că jucăm pentru prima dată, gen. Facem un vlog sau ceva. Ne jucăm pe live, facem ce vreți voi. Deci avem deja două indicii, l-am rupt pe Christopher ăsta. Deci cum, mă, Christopher și mai cum? Christopher Martin, mă. Martin, așa. Deci avem minus. Iau și MF-ul, dar unde l-am aruncat, că nu știu, uite-l. Și mai iau camera asta. Christopher Martin, da, frate. Gata. Deci am deja două de-astea. Unde-i, mă? Spirit Box. Temperatură sub 0. Poate să fie Wraith mare sau Demon. Mamă, s-a terminat. Cred că e direct Demon, că mi-a zis că e old. Deci, forță.
Wiz cu 3 euro, ești foarte tare, viața mea. Te pup, bro, îți mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc din tot sufletul de mesaj și de donație. Te pup, Wiz. Deci am făcut... cine a prins asta, mă? Bă, da... Stai, mă, ăsta se plimbă și pe aici? Da, uite, am auzit pe aici. Nu, mă, frate. Eu în camera aia l-am găsit. Este aici. Uite aici e. Ia. Bă, niciun MF, mă. N-are cum. Stai, frate, că mie nu-mi detectează nimic, gen. Pun asta așa. Și prind toată asta, îmi prinde, mă, nu îmi prinde. Stai să o pun mai... O pun puțin mai înclinat așa, gen. Te pun așa. Mamă, nu... Andra Teodora cu 1 euro cu tot cu taxe, the best, te pup, te pup, Andra, mersi mult de tot. Stați că mie, eu nu înțeleg de ce nu merge MF-ul ăsta. De ce nu detectează nimic? Ăsta nu e aici, mă? Christopher Mart... Am retrat cuvintele. Ah, nu, 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 nu-mi închide ușa, nu-mi închide ușa, nu-mi închide ușa. Gata, 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 gata. Știm, știm unde e, știm unde e, gata, gata, gata. Am pus MF-ul, m-am dus, ești nebun. Hai cu 335k pentru Teo. Bă, dacă se abonează lumea, facem, frate. Dar oricum, seara asta e minunată și cu și fără, e incredibil. Ne mai trebuie destui abonați, ne mai trebuie 380 de abonați, frate, ca să facem 335. Stați așa, deci am pus camera, hai să vedem dacă vedem ceva. Uite, mă, se mișcă ușa aia, deci iar de lui Cristofor ăsta de joacă rău de tot. În schimb, nu văd niciun spirit orb de la. Nu, deci n-are cum să fie spirit orb. Oricum, deci Wraith, mare demon, ce putem să găsim? Carte scriere, mă duc să pun cartea. Și mă duc să iau și... Cum îi zice? Să pun... Să-i fac poză, mă, că trebuie să-i facem poză, nu? Deci faceți o poză fantomei, da. Hai să vezi ce poză îi fac, e o direct de profil o pune după aia. Da, vedeți că în seara asta pune... În seara asta o să pună poză pe Instagram, vărul Christopher. Christopher Martin, stați așa un pic. Ia. Facem dreapta aici. Îl luăm direct pe tupeu, cam asta mână, îi fac poză repede, mă sperii după dacă e. Christopher Martin, can you show yourself? Show yourself! Să vezi de amprente, dar chiar, bă. Măi, ce am în a treia mână? A, am cartea, mă. O pun aici. Unde o pun, mă? O pun aici. Uite aici o pun. Show yourself! Hai, mă, puiule, te arăți și tu. Christopher Martin! Are you here? Arată-te și să-ți fac o poză, mor eu. Christopher Martin, can you show yourself? Da, mă, demon, nu cred că e demon, că nu prea mă atacă gură de miel. Deci e ok. Hai să vedem, poate să arată pe aici? Where are you? Mamă, m-am speriat singur, sunt prost rău de tot. Uite, eu am făcut așa și mamă. Ai freezing temperature. Da, bro, știu, am trecut, să știi. Christopher Martin? M-am speriat singur, nici nu mai ai nevoie să mă sperii tu. Poți să arăți să faci o poză, de rog? Show yourself. Băi, până se hotărăște ăsta dacă să arată, să nu știu ce, cred că... Unde? Ia făcut poză! Plec! Bă, dar urât ești, iartă-mă că zic, dar ești urât. Am plecat. Am plecat, mă, capaș cu răpăstră. I-am făcut și poză.
Gata, mă duc cu crucifixul data viitoare că nu e, nu e, nu e de bine. Nu știu dacă a scris în carte, își dă amprente, mă, asta, asta mai trebuie să fac, amprente, da. Ca vă jucura voastră. Hai să ne mai uităm o dată, poate vedem un spirit orb. Și acum că tot ne-am întors, deci fiți atenți. Wraith, mare sau demon, da? Și pentru asta a treia dovadă pe care trebuie să o găsim trebuie să fie ori carte, ați avut dreptate, da, deci cu demonul e carte, cu mare e sferă paranormală, dar nu am văzut nici măcar o sferă. Și pentru Wraith ăsta mai era, mă? Amprente, mă rog, stați că vedem acum. Deci Wraith mare, da, mă, deci trebuie să mai găsim amprente acum. Spirit Orb nu e, trebuie să vedem dacă a scris în carte. M-ai speria viața aia? Iartă-mă, dar și eu m-am speriat. Nu e ca și cum eu sunt șmecher aici, râd, mă distrez și pe voi vă sperii, știi? Iartă-mă să zic, dar ești urât. Păi, pe bune, era prea așa. A scris! Dai, dai, dai! Mama mi-a zis că să mor de 3 ori! Acum că știu ce e, că e demon direct. Acum că știu ce e, pot să-l iau și eu la mișto un pic. Fiți atenți, o facem pe aia țărănească, stați așa. Acum că știu ce e și nu mai trebuie niciun indiciu, fiți atenți, iau crucifixul. Stau în ușă dacă e să apară sau ceva, să fug repede, că eu sunt pe tupeu, dar dacă e să apară, fug, ești nebun. Și îl luăm așa un pic la mișto. Pă, Cristofer, fiți atenți, stați. Cristofere! De ce dai, 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 mă, gură? Mi-a zis să mor de 3 ori. You could have written just once, cause I know how to read. Gură de miel. Mi-ai scris de 6 ori, that if I wouldn't know, like, to read. Christopher, you do not scare me at all. And you are... Nu mai, gata, am plecat, nu mai. Mamă, cați, bine. Doamne, îți mulțumesc că n-am închis ușa. Doamne, îți mulțumesc că n-am închis ușa. Doamne, urât e, bă, aia e cea mai urâtă ființă pe care am văzut-o în viața vieților mele. Ești nebun la cap. Doamne. Deci mi-a scris în carte și e demon. Da, e un demon, e cel mai urât pe care l-am văzut. Are, avea 5 metri, ești nebun la cap, și că era plop. Deci dacă avea frunze, și că era plop, ești nebun la cap. Gata, și am plecat și am făcut și bani. Gata, mă. Nu te sperie deloc, deloc nu m-a speriat. Ce aveți, mă? Eu am făcut la mișto acum, că eu nu m-am speriat. Ce aveți? Cum să vă sperii? Teodora cu un euro la cât mai mulți ani pe YouTube. Doamne ajută, Teodora, îți mulțumesc din tot sufletul. Ia vedeți câți bani am luat, $60. Viețile mele îi donez pe ăștia, $60 giveaway pe Instagram. Dați acolo follow că fac mâine giveaway cu ăștia $60, ești nebun. S-a urcat pe masă, bă, dar chiar eu sincer în momentele alea am văzut negru în fața ochilor când am văzut că vine spre mine. Și nu mai nimeream să deschid ușa și zice, eu nu l-am văzut. Stai așa. View your live stream in a web browser. Ia stați așa că facem o mini reacție la ce s-a întâmplat. $60 giveaway pe Instagram, dați acolo. Desktop și mă fac mâine giveaway cu eu și $60. Uite aici, Christopher Martin. Iartă-mă că zic, dar ești urât. A plecat. Iartă-mă că zic, dar ești urât. Așa. E cum i-am zis, bă? A, și aici a apărut. M-am speriat singur, nici nu mai ai nevoie să mă sperii tu. Poți să faci o poză, de rog. Ia. Show yourself. Băi, până să luăm un euro să moară așa, te pup, să luăm versiunea de tot de donație, bro. Ăsta, dacă... Ia și acum, ia, fii atent, ia, ia uzi. Cred că... Ia-mi făcut poză, plec. Bă, dar urât ești, iartă-mă că zi, dar ești urât. Am plecat. Așa, și acum ultima dată. El. E, pot să-l iau și eu la mișto un pic? Fiți atenți. A, facem nu, stai, deci nu aici. Uite aici. Cristofere! Yeah. De ce dai, mă, gură? Just once, cause I know how to read. Gură de miel.
Mi-ai scris de 6 ori? De... Ia aici încurajos. Like to read. Christopher, da, bă, dar ce bine vorbesc în engleză, s-a terminat. Care mi-e tol? You do not scare me at all. S-a urcat fără mi pe masă, băi. Uitați-vă cum merge, zici că e din sirenele Luandra Gogani, ești nebun la cap. Gură de miel. Mi-ai scris de 6 ori. I wouldn't know like to read. Christopher, you do not scare me at all. How to speak English with Teo 10? And you are... Bă, uitați-vă ce mers are! Mă, cum să merge așa? Să mă ierte Dumnezeu, dar cum să merge așa? Deci cum? Și gen, s-a mai și urcat pe masa aia. Auzi? Cum să merge așa, bebe? A mers unul la mine și că era sirenă, dar bărbat? Mergea așa? Bă, ce e aia, mă? Mâncava și gura voastră! E stripper? E stripper, auzi? Mă, viețile mele, ce fantomă era aia, mă? Că dacă ăla era demon, ești nebun la cap? Uuuu, Doamne! Nu e, mă, ce ți-e și cu fantomile astea? Stați așa că mai căutăm unul de ăsta. Deci mergem tot la o de asta de 2 ca să-l găsim. Solo iar cu 1 euro spam cu Gigel Florencia pentru donația asta puternică. Stai așa că am mers și am obosit, mâncați. Deci că de la o vârstă e jale. Dacă alergi un minut s-a terminat tot. Ce un minut că am mers? Bă, voi vedeți de unde am mers? Deci am mers de acolo până aici, de 2 ori. Am obosit, mâncat vă jucură voastră. Ce zic, când s-a trezit și a văzut că merge așa, da, pe bune s-a speriat un pic. Deci Solo a zis spam cu Gigel Frone în chat pentru donația asta puternică. Dacă vrei să scrieți acolo în chat Gigel Frone, te pup Solo, mersi mult de donație, bro. Ha, măcar am făcut bani, mâncați. Deci măcar, și acum putem să ne luăm senzor de la mă. Adaugă, ia stai așa, cumpără. Unde e senzorul ăla? Senzor de mișcare, cumpără, așa. Adaugă. Gata, frate. Băs fosforescent, termometru, brichetă, crucifix, tămâie și avem și senzor. Cum ar fi acum? Cum ar fi acum după ce am făcut 3 locații de-astea și mi-a cerut să găsesc senzor de mișcare? Cum ar fi acum când mi-am cumpărat și am dat 100 de dolari pe el de m-am chinuit să-i fac în 3 live stream-uri, ești nebun la cap? Acum să nu mai ceară, să nu mai am obiectiv de la cu senzor de mișcare, ești nebun? Ulu, Doamne. Băi, cum mă să merg de acolo până aici de 2 ori și să nu mai pot să vorbesc, ești nebun? Deci adaug așa toate astea, selectați contract. Blizzdale Farmhouse, ăsta. Gat, pregătiți start, go, hai. Să vină fantomele la mine, ești nebun? Ha. Bine 10k like-uri, vă mulțumesc mult de tot pentru toate like-urile, frate. Vă mulțumesc că sunteți aici, sper să vă distrați cu mine aici. Ăsta e senzorul ăla de mișcare, mă? Da. Aolo, dar ce capac i-am dat, stați așa. Așa, stați așa să văd ce ne cere. Ia, și acum? Normal. Normal că după ce am dat 100 de dolari pentru senzorul de mișcare, normal că acum nu ne mai folosește la absolut nimic, ești nebun? Dă-ți cu palma pe gură. Gata, mi-am dat. Deci găsiți dovezi ale cu NMF-ul, ok? Tămâie avem. Membru, hai că avem și membru, dacă eu am în spate. Poți ce si da doarme, n-are treabă. Stanciu cu 5 lei, mersi mult de tot, bro, te pup. Deci iau MF, iau lanterna și mai iau să iau termometru. Ce iau, termometru sau ăsta să vorbim cu ei, gen spirit box-ul? Nu îl pun, iau termometru viețile mele, ca așa găsesc mult mai ușor, gen ați văzut că scad temperaturile dinainte să intru în camera aia și mă ajută mult. Cum îl cheamă? Charles Wilson. Mamă, ăsta e împărat. Are nume de împărat ăsta, Charles. Stați așa. Click și haide. Dacă apare tot ăla așa, sirenele Andra Gogan, s-a terminat tot, ești nebun? Dar nu cred, nu cred. Doamne, deci eu pe ăla, știți că pe ăla o să-l visez la noapte, nu? Era înalt până în tavan și mergea așa, mâncați. Slenderman a zis cineva pe cea și mare dreptate ce a avut, ești nebun?
Ia, m-am pornit ăsta direct. După aia iau spirit box-ul și le întreb pe gură de milă ăsta dacă e împărat ceva, care nume de împărat pe bune, Charles. Charles Wilson, where are you? Charles Wilson, can you give us a sign? Nu vreau. 13 grade, 16. Cred că pe aici am auzit ceva. Pot să mă văd în oglindă, mă? Hai că pot dacă e. Deci aici nu e. Nici aici nu e. Sau e? Charles Wilson, where are you? Ah, hai că e pe terasă dacă e. Forță! Deci n-are cum să fie pe terasă. Doamne, câte ieșiri are casa asta, mă, în cavaș. Nu. Bă, trebuie să fiu atent să aud măcar un sunet. Am făcut 11K like-uri fără mișto că am făcut 11K, nu cred, nu cred. Cred că e sus. E sus, gură. Bă, ce-a scrisit așa? A, eu sunt. Băi, tu joci cu mine sau împotriva mea? Că mă sperii tu, ești de bun la cap. Ia pe aici e. Charles Winston. Bă, câte etaje are, mă, casa asta, mă, cavaș? Mai sunt niște scări. Aolo, doamne, mai sunt niște scări, mâncavaș. Mamă, unde am nimerit, mă, mâncați? Și am venit iar la școală? Nu, e aici, aici s-aude un ceas puternic, mamă, s-a auzit ceasul ăsta de... A, nu, tot 10K, a, ok, ok, mă speriase cineva pe chat, am zis că am făcut direct 11K la Icurijne, mă. Da, nu. 13 grade și aici, bă, frate, nu cred că pot să găsesc de-astea, stanci oficial iar cu... Am găsit! Stanciu cu 2 euro, îmi răspund și mie pe Insta, bro, bro, vă răspund tuturor, frate, după. Vă mulțumesc mult de tot, de donați, mersi mult, Stanciu, bro, mersi mult, stai așa că am găsit fantomă, mâncați. Am găsit-o, dar a dispărut? Cum vine asta? Cum vine asta? Nu, mă, e aici. Mamă, minus 7 grade, cu asta e din polul nord, mă? Charles, ești cam din polul nord, vere. Are you here, Charles? Bă, frate, de ce nu găsesc nimic cu MF-ul ăsta? Cum ar fi să stea pe scaun aici să apară? Direct, gen. Bă, frate, nu am găsit nimic cu MF-ul ăsta. O să-l las aici. Mamă, dar l-am lăsat, s-a ploștit, forță. Îl las aici așa. Mă duc repede să iau. Mă duc să iau camera și mă duc să iau și spirit box-ul. Și să mai găsim evidență asta și dovezi. Nu-mi venea și în engleză, m-am panicat la cât am vorbit cu ăștia în engleză. Și mama, ok, ok. Hai că suntem relativ aproape de camion. Deși dacă facem mai multe drumuri, le facem rapid, știi? Hai să vedem. Acum am făcut 11K, vă pup, frate, vă mulțumesc mult de tot. Sunteți minunați, sunteți absolut minunați, frate. Deci iau spirit box-ul ăsta. Las ăsta că am găsit deja temperatura unde mai trebuie. Și iau și camera. Mergem să plantăm camera acolo, frate. Gat, haide. Avem 11K like-uri și vă zic acum și câți abonați avem. Avem 334.000, 764. Deci ne mai trebuie 240 de abonați, cam așa. Mamă, dacă facem și 335.000, e incredibilă seara asta, frate. Vă mulțumesc mult pentru tot oricum. Oricum, și dacă faci, și dacă nu facem, e minunată seara asta oricum. Aici l-am găsit pe gură de miel, nu? Ba nu, mă, nu aici. Ba unde era? Aici? Nu. Sau aici? Aici. A prins lumina asta, mă. Bă, ți-e frică și ție, mă?
E frică și lui ăsta, mă, a prins lumina. Hai să închid ușa. Ce are Wilson, da? Ah! Charles Wilson, how old are you? Paul. How old are you? Are you here? E departe! Charles, are you here? Where are you? Nu mai e aici. Mi-a răspuns, mă, gură de miel. Pun asta aici. Iau și asta să văd exact unde e. Charles, where are you, bro? Aici e, mă. Aici e, uite-l, Charles. I'm your friend, bro. I don't want to attack you or something. I want you to be my friend, ok? Bine, Elvia. Eu nu cred că e rău, mă, Charles, mă. Bă, stai, mă, că n-am pus asta bine, mâncați. Hai să arunc ăsta un pic. O pun așa. No! No! Așa, așa o pun, așa. Plec un pic viața mea, dar eu mă întorc. Charles, I am leaving for a bit, but I will return to talk to you, ok? Because I want you to be my friend. Pă bune! Gen, nu te iau la mișto. Gata. Mă înțelegi, mă, e dulce, Charles. Deci fiți atenți că Charles e tovarășul meu pe bune. Te pup, Sanciu. O să încerc să-ți răspund după, bro. Mulțumesc mult de donații. Te pup, frate. Bă, ăsta, cum ar fi oare dacă eu îl iau dulce pe ăsta și zic că vreau să fiu prietenul lui așa și cât dau și eu de... Vezi că acum a apărut donația. Cum ar fi dacă eu îl iau pe ăsta și zic, băi, viața mea e că vreau să fim prietenul și eu fac alea trei indicii, ați înțeles? Șarpe așa un pic azi. Dar facem și noi astea, deci avem, stați așa să trec la evidență aici. Avem așa, Spirit Box. A, și atât. A, nu, temperatură sub 0. Și poate să fie Wraith mare sau demon. Mamă, dacă iar demonul ăla din sirenele lui Antragogan, nu mai plec. Nu mă mai joc cu ăsta, pe bune. Deci dacă iar mi-apare ăla așa... Cațe-și gura ta. Curățați zona folosind tămâie. Să iau tămâia... Nu, hai să vedem dacă e spirit orb acolo. Trebuie să stingi lumina, Teo, prostule! Trebuie să stingi lumina, vărul meu. Hai să mă uit de amprente. Sau, stai. Wraith mare sau demon? E la vreuna amprente? La demon știu că trebuie să scrii. La mare e... Sferă paranormală și la Wraith e... Sunt amprente, da, mă, da. Deci mergem să căutăm și amprente. Unde... Asta e lanterna de amprente, frate. Gata. Hai pe ele, ești nebun. Bro, te joci de 3 ore? Nu, bro, mă joc de aproape 2 ore, gen. Sancho a devenit și membru, te pup, mă, bro, îți mulțumesc mult pentru tot, frate, ești minunat. Mulțumesc din tot sufletul. Hai să mergem, deci amintiți-vă, deci, pă, Charles e tovarășul nostru, noi nu-i vrem rău cum am fost până acum, cu, de unde, că dacă e demon, mă rupe în gură ăsta. Ce am în mână acum? Hai să ne uităm de amprente, prima dată. Mamă, dacă cum le scârții la ăștia, casele s-a terminat. Mergem în capăt acolo, îi las și cartea. Mai bine îi las cartea decât să mă uit. Charles, bro, I am your friend. Trust me, ok? I don't want you to harm you. I mean you no harm, ok? Uite, eu las aici ca să-i fie ok. Mă uit și eu de amprente, repede. Cum singur? Uite așa de aici. Stai așa. Avem amprente. Bă, nu.
pare să fie, nu pare să fie amprente aici. Ar trebui să fie pe ăsta ca stinzi lumina, gen. Dar nu, nu e. Hai să mergem să vedem dacă scrie, lăsăm... Charles, I leave you the book to write on it, ok? I mean you no harm. I'm your friend, ok? Bă, ăsta cred că o înghite, mă, ăsta chiar crede că suntem tovarăși cu el, e bun? Pă, bune cred că o înghite ăsta. Păi că e bine așa, mai facem tactica asta. Facem mai și după aia mergem la asil acolo să ne bunim pe bune. Cum se numește jocul? Phasmophobia, bro, se numește jocul. Ia să vedem noi acum dacă vedem spirit orburi și dacă scrie gură de mel. Amprente n-am văzut. Deci amprente chiar n-am văzut. Ai grijă? Are ventilator în cameră, de aia așa frig. Hai că are ventilator, dacă n-ai văzut și casă, e acolo viața. Ia, păsăm pe ăsta, ia să vedem dacă vedem spirit orb. Parcă am văzut, a licărit ceva în stânga, un pic. Mă, bă, voi a devenit și el membru, mersi mult de tot, bro, bine ați venit la noi în familie aici. Bă, frate, câți membri în seara asta, ești nebun, vă mulțumesc mult de tot, ești nebun. Nu-i mai da fentă că îl rănești la Corazon, hai că îl rănesc la Corazon dacă e, nu e, cred că e iar demon viețile mele. Deci, pe bune, e iar demon aș de la. Să mai, să mai vorbim cu el. Mă duc să-l întreb, fiți atenți. Îl întreb, do you want to be my friend? Și dacă îmi zice yes, să mor, dar nu mă duc acolo. Acolo mă pun în pat direct. Deci dacă îmi zice asta, că vrea să fie tovarășul meu, s-a terminat tot. Stanciu cu 10 lei, te pup, bro, te aștept pe Insta. Te pup, bro, mulțumesc mult de tot de donații, frate. Mulțumesc mult. Ora să te stea, a devenit și el membru. Bă, mulțumesc mult de tot, frate. Bă, câți membri avem în seara asta, mă, câți membri noi, frate. Vă mulțumesc mult de tot. Câți membri ai viața? Cred că 80, gen. Sunt puțini, sunt puțini comparat cu ceilalți streamer, dar eu mă bucur, frate. Mă bucur când văd că devin membri așa. Vă mulțumesc mult de tot, frate. A, noi... Trebuie să merg cu tămâie, mă, acolo. Stai așa că nu iau ăsta. Mă duc cu tămâie acum. Deci iau asta. Mă duc să curăț zona aia. Dar, bă, eu acum cred că când o să curăț ăla cu tămâie, cred că o să se prindă ăsta că nu e chiar... Nu sunt tovarășul lui. Cred că se prinde asta că îi dau cu tămâie de aia în gură și el nu cred că o suportă. Nu cred că suportă asta tămâia, dar eu n-am ce să fac. Eu trebuie să-i dau. Charles, it's still me. I mean you no harm, ok? I want to be your friend. Și acum îi dăm repede cu tămâie în gură și după aia fugim. N-a scris, mă. Bă, nu știu care e faza cu ăsta. Deci nu pot să-mi explic care e faza cu ăsta. Amprente n-am văzut, n-a scris în carte. Uite la aici, mut camera asta. Mamă, mâncava-și gura voastră. S-a prins că nu suntem tovarășul lui. S-a prins că nu suntem tovarășul lui, bă, frate. Da urât ești și tu. Tu nu mai ești rău, dar ești gras, vorule. Charles, aveai nume de împărat, vorule, și tu ești așa. Stai să mut camera asta pe el. Bă, dar nu ți-e rușine, poartă 3 ori? Cum iau, mă, ăsta? Bă, nu merge. Nu pot să iau ăsta, mă. Nu mai plec. Plec, ăsta e nebun la cap, ești nebun, e tâmpit pe bune. Ăsta nu mai vorbește, gata, i-am dat cu tămâie în gură, nici nu mai vrea să mă audă. Nici nu mai vrea să mă audă ăsta, mă, după ce i-am dat cu tămâie de aia în gură. V-am zis, deci tămâia aia ne-a cam stricat toate planurile, frate. Deci eu voiam să fiu mare tovarăș cu el și i-am dat cu tămâie și n-am mai vrut, ești nebun. Nu e bine. A făcut atac de panică, Doamne ferește, viața mea ce ai. Aoleu, Doamne. Nu ai, mă, ce ții și cu demonașii ăștia. Băi, ne mai trebuie 140 de abonați să facem 300... Cât? 335 de mii, ești nebun? Deci ne mai trebuie 150 de abonați. Cred că îi facem în seara asta, frate. Deci nu vine să cred. E demon viața mea? Băi, nu cred că e demon. Că nu... Practic nu m-a atacat, doar s-a arătat acolo. Dar s-a arătat de cam multe ori. Și dar n-a scris pe carte. Bă, de ce nu scrie ăla pe carte? A, nici n-am mai pornit camera aia de frică.
Stai așa să arunc tămâia asta. Stai așa, deci am făcut aia cu tămâia, da? Bun. Descoperiți? Bă, frate, am făcut 30 de dolari deja. Putem să plecăm, să știi. Deci am putea să plecăm cu 30 de dolari lejer. Acum există șansa, dacă mă întorc. Vieți-mi, vreți să mă întorc? Vă zic așa, există o șansă, dacă mă întorc, să mă rupă în gură și eu să pierd toate itemele alea de acolo. Deci nu e bine. Am avut și urechi, vieți-mi, iertați-mă, dar m-am speriat. Mamă, eu mă sperie, ești nebun la cap. Deci voi, degeaba vă supărați pe mine, că eu mă sperie rău de tot când mi-apare gură de mine în față. Știu că avem 11.000 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate, vă mulțumesc mult de tot. Cred că mai avem un pic și facem 12.000, că aveam acum ceva timp 11.000. Oricum, pentru mine sunt de ajuns, ești nebun. Bă, Teo, ai toate dovezile pentru fantome? Ia stai. Spune Spirit Box, temperatură sub 0 și sferă paranormală. Păi nu a fost sferă paranormală. Unde ai văzut tu sferă paranormală? Hai acasă, dar nu te duce, nu te întoarce, pleacă. Nu te întoarce, nu mă întorc, gata. Și mai începem una, dar am făcut bani, ești nebun acum. Stați așa, fiți atenți. La sferă paranormală ce e? Este Wraith de ăsta, nu? Ba nu, e la amprente. Bă, n-am văzut amprente. Nu mi-a scris gură de miel în carte. Da, mă, e de ăla. Unde e? Unde mă duc să selectez? E mare de asta, mă. E mare. Dacă nu e mare, e ocean 100%. Dacă nu e nici ocean, e munte aici, nebun. Hai să vedem. Hai să vedem. Du-te cu crucifixul, viața mea. De la cât de nervos e și supărat că l-am trădat, că, bă, ăsta e mai supărat decât celelalte, pentru că prima dată am fost tovarăș cu el și după aia i-am dat cu tămâia aia și nasol, știi? A ghicit, mă, vine rău, vine, vine, a ghicit, mă! Danila Filip cu 5 euro, mersi mult de tot, mersi mult de tot. A, Danila Filip! Prima dată am crezut că e fată, dar de fapt e Filip, e băiat. Te pup, Filip, mersi mult de tot, bro. Și Directed Music a devenit membru. Mamă, Directed Music, direct scoatem piesă, nu ne jucăm cu Directed Music. Te pup, bine ai venit la noi aici. Deci am făcut direct 50 de dolari lejer. A fost mare, da, dacă era demon era mai rău. Deci, bă, am fost cam șarpe, frate, expediția asta, sincer să fiu. Cam prea șarpe. M-am dat tovarăș cu el cât am putut să iau toate dovezile alea. După aia i-am dat cu tămâie în gură și am și fugit și mi-a făcut nimic, nici măcar un capăt mi-a dat. Dar nu mă simt prost. Pă, bune, nu mă simt prost. Viețile mele, mergem la Street House aici, deci eu sunt pus pe făcut bani seara asta. Dăm pregătit start. Poți să iei pastile. Dacă fac și ăsta, luăm direct două de alea de pastile și mergem după aia în azil așa de final. Deci fiți atenți, îl facem pe ăsta forță. Luăm cheia. Ce mai am de aici? Iau termometru. Sau stați așa, deci am de făcut ce? Făceți o poză fantomei, făceți o poză cuvetei de... Mamă, mă fac ăștia fotografa, zici nebun? Zice cineva în chat 12K, dar nu cred că am făcut 12K. Și detectați o prezența unei fantome cu un senzor de mișcare. Și avem senzor de mișcare, frate. Deci îl luăm, nu știu cum să-l folosesc, dar îl luăm. Să iau și termometrul ăsta? Hai că-l iau, îl iau. Deci avem senzor de mișcare, termometru, lanternă. După aia dacă e, iau Spirit Box și MF. Hai să vedem, cum îl cheamă? Era să plec fără să știu cum îl cheamă. Deci Sandra Harris, e o guriță de melușeală. Directed Music și cu 5 lei, mersi mult de tot, bro, te pup, mulțumesc din suflet. Ia să vedem. Deci mergem, cum folosesc eu... ăsta. Cum se folosește asta? A, uite, se pune. Se pune pe undeva, gen. Nu știu care e faza cu asta. Vă jur că eu nu știu. Hai să vedem. Sandra, are you here? Sandra Harris, are you here? Bă, asta nu știu cum să o iau, că e fată. E mielușica asta, nu e mielușel. Cum să o iau eu pe asta, oare? Deci pe ăla din trecut m-am dat tovarăș cu el.
Hai să mă dau că îmi place de ea cum arată. Deci ne apare o dată, îi fac o poză. Directed Music chiar cu 5 lei, mersi mult de tot, mersi mult. Băi, fiți atenți, deci trebuie să facem poză, trebuie să facem poză și la chiuvetă, gen. După ce îi fac o poză, îi zic că e frumoasă rău de tot și că am eu o agenție de asta de casting și că vreau să iau ca model. Și nebunește, ești nebun, cred că leșină lângă mine. Eu în timpul ăsta iau toate dovezile, tot ce trebuie acolo. Hai că iau și ăsta să-l pun în altă parte, că nu știu, simt că nu l-am pus bine aici, îl pun pe la parter pe undeva. În timpul ăsta iau dovezile și după aia zic că îi urtă cu patimi și cu spume și plec. Și am făcut tot ce trebuia și gata. Aia zic. Dar nu pare să... Unde e, mă, mâncați așa? Facem așa? Are you lost, baby girl? Direct așa îi zic, ești nebun. Sandra Harris, are you lost, baby girl? Sandra Harris, are you lost, baby girl? Nu cred, bă, nu cred că vrea așa. E de aia de să lasă greu. E de aia de să lasă greu, avem de muncit cu asta, mâncați și. Hey! Sandra Harris, are you here? Uite, bă, scârție ceva pe aici. Ia că pun un senzor de ăsta de mișcare. Dar eu nu știu cum funcționează ăsta. Cred că e lost, baby girl, pe bune. Filip cu 2 euro, hai să faci 100 de euro. Mersi mult de tot, bro, mersi mult, apreciez enorm, frate. Erau 10 grade mai în spate, da, bro, dar după s-au făcut 16 iar. Dar nu știu, nu pare să fie acolo. Dar nici nu cred că are unde să fie altundeva. Am deschis, mă, toate ușile pe aici. Nu, n-am intrat aici, în garaj. Sandra Harris? Mamă, zici că mă, știți cum mă simt? Zici că-s la poarta cuiva și stric după aia aici, nebun, că i-am adus roșiile. Sandra Harris? Where are you? Fiți atenți că nu o găsesc pe asta, mâncava jura voastră. A, eu sunt, mă, aici. A, deci când trece cineva... Ok. Directed Music cu 10 lei, iar un follow, te rog. Bro, și care-i fata? Dacă îți dau ție o strea, să-ți dau la toată lumea. N-am cum, bro. Chiar nu am cum, cer scuze. Dar îți mulțumesc mult de donații, bro. Teo, schimbă sunetul la măgară ăla că se aude ur rău. Schimb, să mor eu. Deci chiar îl schimb. Și eu mă cam sperie, nu? Sunt aici pe fantome. Pe astea primesc o donație și îmi urlă la în creier și mă sperie. Bă, frate, cum găsesc? Stai așa că nu am găsit. Deci termometrul ăsta e degeaba. Poate are soț. Dacă e cu soțul, mâncava și cu răbastră. Nu e bine. Cosmina cu un euro, Teo, ai reacții super unice la jocurile horror, de asta mi-e place mult când te joci și când e și CS e și mai amuzant. Mă bucur mult de tot, Cosmina, chiar mă bucur enorm, mulțumesc din suflet pentru donație. Bă, ce mai au acum, mă, frate? Faza e camera, nu pot să iau, că nu știu unde e, iau MF-ul ăsta, să văd, poate cu el găsesc, cu termometrul ăla nimic n-am găsit, ești nebun. Și mă duc la Sandra, mă duc, Teo, tu te joci singur? Da, bro, mă joc singur, sunt aici pe ele, ești nebun, să mă sperii cum trebuie. Sandra Harris, I love you. Bă, scârții, ce văd, ce scârții? Sandra Harris, can you give me a sign? Uite, bă, scârție lucruri pe aici. Mamă, e ceasul 12. Aici e. Aici e! Mamă, e nivel 5. Și vorbesc cu ea. Sandra Harris, how old are you? How old are you? Nu e, nu merge asta. Stați că fug, am găsit-o, mâncava și gura voastră. M-am dus să iau și ăla. Stați așa. Deci am găsit nivel 5, nu, nici nu ne mai trebuie ăla. Mamă, e nivel 5 direct, asta e de-aia rea. Mamă.
Mamă, e de-aia rea rău de tot. Iau și asta. Iau și asta. Hai, pe ia, mâncați. Deci la etaj nebună. Da, da, unde? Nu știu ce cheie am luat acolo, dar... Bă, cred că o pun asta, uite aici așa. N-am pornit-o. Uite, o pun așa aici. Și cartea... Uite, o pun aici. Și mă duc să iau senzorul ăla de mișcare să văd exact pe unde e, gen, știi ce zic? Bine, de fapt nu văd pe unde e, dar văd exact dacă e pe acolo. Hai să iau, cred că e ăsta pe stânga, nu, l-am pus pe... Unde l-am pus, mă? Uite aici l-am pus, gata. Îl iau de aici. Cât mai e până la 335 abonați? Mă uit imediat, stai să pun și eu senzorul ăsta de mișcare. Te-l pun aici. Mamă, ce scârție toate astea. A scris, mă? Nu a scris. Can you write in the book, please? You're very beautiful, I love you. Gata, mă, acum luăm lanterna aia să vedem dacă sunt amprente puse. Și ce mai pot să iau? Iau asta, mă, să-i fac poze, că gata. Poză fantomei, poză cuvete. Ia să vedem, spirit orb, ceva? Da. Cred că te place și eu cred, ești nebun. Cred că e direct îndrăgostită, de unde? Da, să vezi ce-mi faci acum. Ia. Sandra Harris, I love you. N-apare așa. Sandra Harris, are you here? Bă, dar ceasul ăsta nu s-a mișcă, mă, de la 12? A, eu sunt ăsta. Sandra Harris, can you give me a sign of love? Nu vrea, bă. Where are you? Nu mie, de ce mi-a apărut ăla aici? Dacă ea, nu, cred că e aici. Să iau ăsta să-l mișc? A, stai, mă. Stai că văd, dacă găsesc amprente, văd și unde e, gen, exact. Dar nu prea văd. Mamă, calculatorul ăsta merge, mă, mamă, cred că se joacă tot fazmofobia. S-a deschis o ușă. E aici. E aici asta. E aici, mă, asta, mâncați și. Sandra Harris. Aaaa! Urâtă e. You're very beautiful, I love you. De unde? Că e, bă, e urâtă cu patim și cu spume, mâncați-a zis, să nu-i ziceți, noi zicem că e frumoasă acum, că e, mamă, mamă, ferească Dumnezeu de așa ceva. Sandra Harris, this camera is for filming you for a photoshoot. Very much money, very, somewhere in France I will give, ok? S-a deschis ăla, mâncați-a zis, nu, e jale asta. Very much money, very much money. They will love you. They will love you. Can I take a picture to send them for a photo shoot, for a casting? Stai, mă, să sting lumina. Can I take you a picture for casting? Sandra Harris. Ce, we play or not? Bă, da, a zis că e copil și să jucă acolo, săracu. Hai să iau și... Aaaa! Live or die! I will live if I take a picture of you. Aolo, ferească. Trebuie să fac poză la asta. Bombă. Sandra Harris, show yourself! Sandra!
It's a very good opportunity, very much money for casting in France. Model, model, I saw you, you are very beautiful. You are very beautiful, I need you in my team, in my model team. Hai, o poză și am fugit, ești nebun? Deci a scris gură de miel. O fi aici? Băi, știți ce? A, încă mai am aia. Stați că știu ce fac. Am lanterna aia aici. Dar unde e? Gata. Stați să văd dacă găsesc amprente aici. Nu. Nu vreau, mă. Very beautiful, you are very beautiful, I saw you, I saw your hair is very shining. Let me take a picture of you, please. Very beautiful, Sandra, very beautiful, nice, I love it, I love it. You have that model attitude. I'm not scared of you. Ah, mamă, băi, viața mea, Bogdane, m-ai speriat, puiule. 5 lei, te pup, mersi mult de tot de donație. Cum fac, mă, mâncația și cu asta, că nu vrea să se arate. Mă, o să iau crucifixul, că asta e în caz că... Deci fiți atent, mă, o să iau crucifixul, că asta e tâmpită. Asta, dacă își dă seama că o mint, direct mi-a tras capac și am murit pe bune, gen. M-a întrebat cineva cât mai avem până la 335.000, imediat pot să și zic acum. Ne mai trebuie 50 de abonați, frate, 50 ne mai trebuie. Mamă! Deci ne mai trebuie 50 de abonați și am făcut 335.000. Hai să-l las asta, că n-avem amprente. Avem, deci fiți atenți, până acum avem așa. Avem MF nivel 5 și carte. Deci poate să fie Revenant, Umbră sau Oni. Mamă, Revenant ăla e nenorocire cu el. Dacă asta e Revenant și eu am luat-o la mișto cu model cu alea, mă omoară asta, pe bune. Iau crucifixul ăsta că nu mai e de joacă și trebuie să-i fac o poză. Și ce, stai mă, ce mai trebuie să mai găsesc? Deci avem Revenant, Umbră, Oni. La Oni, unde-i mă? Oni, Spirit Box, dar n-a fost Spirit Box, oare să mai încerc o dată? Oni, Revenant, amprente, n-am găsit amprente, frate meu. Deci Revenant, Umbră, a, și Umbră, era acolo, ok. A treia e Sferă. Ia să ne mai uităm o dată pe asta. Magic RPG, un euro, frumoase seriile cu tine, sănătate, mă bucur că vă place, frate, asta mă bucură cel mai mult. Deci dacă voi vă simțiți bine, implicit și eu mă simt bine, mulțumesc din suflet pentru donații și pentru mesaj. Bă, nici se... Nu e, mă, trebuie să mai încercăm cu Spirit Box-ul ăla. Dar mi-e frică. Mi-e frică să mai încerc cu Spirit Box-ul ăla. Mai ia Spirit Box odată? A, și voi vreți, ești nebun? Eu dacă las crucifixul ăsta, s-a dus, a murit, pe bune. Vreți să las crucifixul și să mă duc cu Spirit Box-ul? Poate ne răspunde. Bro, nu mai stai la poze nici moarte. Nu, mă, eu vreau să-i fac o poză. Deci dacă-i fac o poză, eu am plecat. Deci eu atât am doresc de la seara asta să-i fac lui asta poză. Atât am doresc, ești nebun? Pune senzorul de mișcare în camera aia. Păi e peste tot asta, mă, ești nebun? Sandra Harris, I love you so much, but I want to ask you a question. Are you lost, baby girl? Sandra, show yourself. Ah, hai ce ai, bă? You do not scare me. Hai că you do not scare me dacă e. If you are here, give me a sign. Give us a sign. Sandra Harris, you are ugly cu spume. Nici așa, bă, asta e imună, mă? All that I said to you was a lie. I don't want to take you in France. You are ugly with patim and with spume. I hate you. Băi, tâmpita asta, mă, asta nu vorbește engleză, ești nebun? Je suis... S-a oprit aia, mă, cazi.
Enchanté, je suis CE2. Et avec la posée congé. Mă, ce-i asta? Eu altceva nu mai știu să vorbesc. Ce-i mai zic lui asta? Că mi-e frică, asta mă omoară dacă vine acum. Am scos crucifixul. Nu, nu. Está embarazada con un hijo de puta. Bă, stai tâmpită, mă! Sandra! Bă, asta e în toate, asta e în toate camerele, mă mâncați aici. Ce, asta e de-aia, bă, asta dacă apare are 15, are 15 picioare, mâncava-și gura voastră, e pe peste tot. Sandra Harris! Eu plec, mă. If you do not show, I leave. No, if you do not show yourself, I stay. A, deci vrei să stau nebun, știam eu că ești moartă după mine, nebunul care ești. Băi, ziceți voi, cartea e pe podea, păi scrie Live or Die, ești nebun, e pe ele. E supărată rău de tot, dar nu vrea să se arate, ești nebun? You are beautiful, I was just joking. Sandra Harris. E, plec. Ce, mă, nu mai stau. Fiți atenți, mă facă plec. Nu e, i-am făcut seara un calvar lui asta. Deci Sandra asta mâncați și am băgat-o în depresie. Deci am băgat-o direct în depresie. Pe Sandra eu nu mă las. Detectați o prezență, deci nu știu, mă, trebuie să iau senzorul ăla de mișcare, să mi-l pun unde, mi-l pun în gură, că l-am pus și jos, l-am pus și sus, nu merge nimic, ești nebun? Nici nu știu ce să mai fac, amprente n-am găsit, pleacă, bă, eu plec, mă, dar asta nu mă bag în seamă, mă supăr, uitați voi, activitate 2, activitate 2, ești nebun? Ai făcut 335k? Am făcut 335k, mă. Mă duc să-mi cer scuze, mă, la Sandra. Mă duc să-mi cer scuze, pe bune. Pe bune, mă simt prost acum. Mă duc să-mi cer scuze. Și mă duc să și vorbesc cu ea. Mă duc să-mi cer scuze, mă. Sandra, I'm sorry for everything. You are my I love you. I just came here again to say that I'm sorry. And I love you and I wish you a very good life. În continuare, gen. Nu știam cum să zic în continuare în engleză, dar ai înțeles. Tu nu știu dacă vorbești engleză să mor eu, dar n-am vorbit toată seara cu tine și nu mi-ai răspuns, dar eu plec. Kiss you, goodbye. Gata, frate. Și am făcut și asta. Dacă mi se chide ușa în nas și mi-apare gură de miel, gata. Gata, frate. Hoho, Ionuț Dima, la mulți ani, te pup, vărule, te pup, mersi mult de tot, te pup, frate. M-ai sunat adineauri, acum m-ai văzut și tu de ce nu ți-am răspuns. Băi, n-am ce să mai fac cu asta, o pun la nimereală, ești nebun? Nebunie pe... A, nebunie pe chat, voiai să zici. Te pup, bro, te pup, mersi mult de tot. Bă, frate, deci avem Revenant, Umbră sau Oni. Care e cea mai harmless, mă, mâncați, și aia e. Deci un Oni este mai activ atunci când oamenii sunt în apropiere. Pot fi observate punând obiecte în mișcare la viteză mare. Sună-mă după, dar cu FaceTime, bine. Dacă îmi faci prank să știi că nu te sun, că n-am chef. Așa, a doua era umbră de asta. Puncte for înseamnă a fi timid. Bă, mâncava și ăștia nu știu să vorbească, mâncați. Deci auzi ce-mi scrie, înseamnă a fi timid, duhul va fi mai greu de găsit. Hai, vere, lasă-mă că vorbești română mai prost decât vorbesc eu în franceză, mâncați aici gura ta. Uită-te la activitate, activitatea e 5. E moartă, mai e moartă în cadă, mâncați. Și deci revenant nu e, deci revenantul ăsta îmi rupea gura. Deci dacă era... Nu, dacă era revenant îmi rupea și ochii și gura, deci n-are cum să fie revenant.
Fantomul va intra în modul în cazul în care se află mai multe persoane în apropiere. Nu, am fost singur. Un șir a fost o fantomă rușinoasă. Mă, cred că e asta, mă. E ziua mea azi, toată ziua la mulți ani. Bă, nu e ziua lui, mă. Nu vă luați după o gură de mil, că nu e ziua lui. Bă, nu e ziua lui. Nu-l lăsa să vă păcălească, băi. Nu-l lăsa să vă păcălească că nu e ziua lui. Stați că îl sun. Îl sun să mă iau de el. Îl sun să mă iau de el și îl pun să și aleagă. Fiți atenți. Unde e, mă, gură de miel? Stai să vezi ce mai rău de el. Stai să vezi. Query! A devenit și el membru. Mersi mult de tot, bro. Bine ai venit la noi în familie. Aici te pup și îți mulțumesc din suflet, frate. Bine, bine ai venit la noi aici. Stai să-l sun pe gură de miel să văd. Bă, gură, de ce nu te văd? Reconnecting. Gură de miel, de ce minți lumea că e ziua ta? De ce minți lumea că e ziua ta? Cum mă de ziua mea? Ce zi a ta e, mă? Donați multe pentru mine. Păi ce e ziua ta, vărule? Ce sfânt? Sfântul Fei Huber? Bă, gură, păi ziua ta e în ianuarie, mă. Pe cât? Păi nu știu pe cât, dar e în ianuarie. E, ia să-ți zic ceva, noroc că ești pe live. ai ceva de zis pe live aici? Da. Păi zi. Forță, forță. Ia zi-mă de ce mi-ai să te sun. Sau te sun după. Mersi mult, bro. De ce mi-ai să te sun sau vorbim după? Vreau să te întreb. Știi că am lovit mașina de fake Uber? Da. Și mi-a zis Alex dacă mi-a propus pe vlog să zic cum am lovit mașina și să o repar eu singur. Ce zici să fac? Păi fă. Vreți, mă, să facă Dima vlog cum repară mașina și cum plătește bani? Gen? Uite-l pe gură de miel. Da, mă, fă, ești nebun, așa și repar mașina la om. Că oricum trebuie să-i repar mașina la om. Da, gură. Hai că te las, că mă bag cu fantomele astea aici. Hai, te pupa. Am uitat să-l pun să... Stai așa că-l pun să aleagă. Stai așa că-l pun pe Dima să aleagă. Stai așa, stai așa, stai așa. Îl pun pe ăsta să aleagă, deci... La mulți ani, vă pup și vă mulțumesc, frate. Gură, fii atent, deci mai vreau să-mi alegi ceva. Deci vreau să alegi între Revenant, Umbră și Oni. Umbră. Umbră și și toți zicem Umbră, că Umbră e aia rușinoasă. Bă, am vorbit cu una, mâncați aici guratan toate limbile și nu s-a arătat fantoma aia aici, nebun. Și asta, Umbra e cea mai rușinoasă, da, deci asta e, 100%. Bine, gură, bună alegere, te-am pupat. Pa. Gata, mă, deci dacă și Dima zice că e umbră, umbră e, mâncați și gura ta. Bă, nu e ziua lui Dima, terminați-vă cu la mulți ani, că nu e, fără mișto, nu, n-am dat astea. Gata, hai să plecăm, frate, și să vedem dacă am avut dreptate cu umbră sau nu. E umbră 100%? Aia zic, mă, viețile mele, umbră, aia zic. 12k like-uri sunteți vieții mele, vă mulțumesc mult de tot, sunteți minunați, frate. A urcat activitatea la 10 mai devreme să vorbească singură. A fost Oni. Băi, Mâncavași, voi știți că Cesima doarme la modul pe bune aproape sfură, Mâncavași, cred că le visează pe astea. Ia uite, m-am dus, deci am avut eu ieșirea asta de supărare că a fost Oni și că am dat umbră, ia uite pe Cesima cum dormea. Forță. Deci eu urlu aici, mă sperii, mă, astea. Ea doarme fără nicio treabă. Doamne, ce-mi doresc eu somn de ăsta. E Oni că ți-a mișcat cartea. Ai, mă, frate, mă. Da, deci acum fiți atenți. Câți bani avem? Vreau să știu câți bani avem. Avem 70 de dolari. Pastile pentru sănătatea mentală cumpără. Avem bani să mergem la azil, frate. Vreți? Vreți să mergem la asilum acolo? Îi dăm la asilum așa, forță, rău de tot. Azi la mulți ani Fima, nu Dima. Păi cine-i Fima, mă, viața mea? Foi o farsă lui Cesi? Nu, nu-i facem.
Deci stați așa, adaug toate astea și dacă mi-apare asilum acolo mergem, dacă nu mergem tot într-o dată și mai vorbesc eu pe franceză cu vreuna. Nu mi-apare, Ridgeview House, Farmhouse, Grafton, alegem din astea, mă, că nu mi-apare asilum aici. Deci, acum aia ziceți, zice, dacă vreți asilum, zice, scrieți așa, vrem asilum. Dacă nu vrem house și mai vorbim într-o dată, mai vorbim cu fantomele astea mai astea și să zic. Vă las, că știu că e delay la live, ca să puteți să răspundeți și să văd acolo. Arată-ne cum doarme Cesi, nu pot, pentru că e conectată camera aici, n-am cum. Da, iubirea mea. Vrei și tu apă? Ia pui. Plăcere. Vrem asilum, 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 asilum. Mamă, vrea toată lumea asilum, s-a terminat tot. Hai, deci dăm aici părăsește și mai intrăm o dată aici la joacă. Creează privat. Nu schimb. Hai, lasă, nu contează. Asilum, mă, mamă, l-a dat din prima. E clar, mă, e sortit. Deci este, scrie în destin, așa scrie, că eu sunt de ăla. Eu sunt magician de la de vede în stele și scrie Teo 10 în seara asta trebuie să fie la asilum acolo să bată fantomele alea. Adaugă. Termometru, pastile, băți, crucifix, brichetă, luăm tot ce putem în cava jugura voastră că e jale rău de tot. Cred că au mai multe camere de-astea. Înapoi. Nu mai cumpăr nimic. Mergem la azil. Pregătit, start. Acum e acum în cava și acum e acum. Acum e acum. Ia să vedem. Ia o fantomă să se plimbe prin sare. Văd în toate. Fix ce n-am, fix ce n-am că am uitat să cumpăr sare. Aveți un membru al echipei drept martor, hai că am dacă e. Curățați zona din apropierea fantomei folosind tămâie. Tămâie avem. Salvează live-ul, salvez, să mor eu de nu-l salvez, vă promit că-l salvez. Dar vreau să facem și noi 13.000 de like-uri ca să-l salvez, dacă vreți să-l salvez, dați like acolo. Glumez, mă, ce aveți? Îl salvez oricum, mă, puilor, dați like doar dacă vă place vouă. Deci iau așa, ce iau? Iau, nu știu ce iau. Deci Helen Taylor, tot cu oda asta. Deci dacă, fiți atent, îi fac aceea schemă, dacă poate asta e altceva, știi? Helen Taylor, da? Luăm cheia. Hai să luăm termometru. Pastile nu le lăsăm aici, că nu are rost să le iau cu mine. Lanternă. Da, mă, prima dată iau așa. Helen Taylor, gata, îi dăm. Vrem asilum, gata, asilum este. Asilum e, deci Helen Taylor am 100% aici, a forță. Vreau să vă zic că e prima dată când mă duc la azil acolo. Din ce am văzut acolo area huge, ești nebun, deci e forță. Hai că eu m-am plimbat și până școală de două ori n-am găsit nimic, dacă nici aici. Mamă, direct în ușă, mă? Mamă, ia vedeți, mă, mâncava jura voastră. De Dark 1 cu un euro, era unii pentru că arăta ca un copil. Deci oniurile trebuie să arate ca... Bă, frate, sunt la început de jocul ăsta, vă dați seama, nu știu și eu toate astea aici, nebun. Hai, am intrat în azil, mâncați. Helen Taylor, I want you to give us a sign. Hai că am luat o tare degeaba. Cosmina cu un euro la mulți ani și când mai mulți abonați aici pe canalul Cesimei cu un follow să crească și ea. Te pup, Cosmina, îți mulțumesc mult de tot. Canalul Cesimei mi se pare că l-aveți în descriere. Dacă vreți să-i dați și acolo o abonare să crească și ea, o faceți. Stai să cum se deschid și leu aici. Așa. Deci aici caution wet floor. Hai că wet floor dacă e poasă al necesar. Vezi cum merge, zici că e melc. Aici nu. Deci am luat-o prima dată, am luat-o prin partea dreaptă. Hai să vedem. Mamă ce tare se vede. Deci e printre puținele despre care văd și o lumină în jocul ăsta. Că în rest e numai întuneric. Ești nebun? Dăm așa. Doamne, cred că e mare rău de tot. Câte etaje are frate ăsta? Are și subsol. Mergem la subsol? Mamă, cavaj bravo asta.
Uite, s-a mișcat scaunul ăsta, dar cred că e, cred că a fost glitch ceva, bug. Că nu... N-a părut că s-a mișcat. Uite o carte aici, a? Aici e un telefon. Cum o cheamă pe asta? Taylor, Elizabeth sau Eliz... Cum o cheamă? Cum o cheamă? Viețile mele, ajutați-mă. Helen Taylor. Helen Taylor, where are you? Mamă, e prea mare ăsta, bă, frate. Helen Taylor, where are you? Nu pot să cred. Băi, nu mai știu să mă întorc din ăsta. Bă, dar e de groază rău, pe bune. Aici nu. Mamă, mâncava, și prea mare locația asta, frate. Cred că nu am cum să găsesc aia. Faza e, și dacă o găsesc, eu nu știu să mă întorc la ea, mă, mâncați și... Aici e recepția și pe acolo am venit? Ah, ok. Hai să mergem și până stânga, poate, poate. Logic, ți-am zis că te pierzi? The Dark, iar cu 10 euro, de ce nu joci cu Sasami? O să mă joci și cu Sasami, 100%. Am vorbit cu el, dar nu mi-am nimerit până acum, bro. Spor la joc, mersi mult de tot. O să joci și cu Sasami, cum să nu joc? Nu e live acum, nu? Sami, ia stai să văd. Haide, mi-a scris și Jaxi. Nu, Sami nu e live. O să mă joc și cu Sami, frate. Ăsta. E tare în mai mulți. Vreau să mă joc și cu mai mulți. Nu. Are lift ăsta, mă? Nu, mă, n-am cum să găsesc, mă, frate. Dacă dau și de demon de ăla, de merge așa, de merge ca sirena, s-a terminat. Vieții mele, mă întorc, mă, și caut o casă de-aia. Că mă plimb, mă pierd în ăsta singur. Cred că mă pierd în ăsta și în patru, da, singur. A venit înapoi, dar am cum? Băi, gata, gata, gata. Suntem tot aici? Mă întorc, mă, și caut o casă de-aia. Că mă plimb, mă pierd în ăsta singur. Cred că mă pierd în ăsta și în patru, da, singur. Gata, 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 gata. Mamă, gata, sunteți înapoi, dar am cum? Băi, gata, gata, gata. Suntem refresh, stați așa, scriu refresh până intră toată lumea înapoi. Urmă și caut o casă de aia. Refresh. Băi, eu încă scriu refresh, mâncava-aș gura, să vedeți ce scriu. Gata, 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 gata. Mamă, gata, sunteți înapoi. Băi, gata, gata, gata. Merge? Merge? Viețile mele, sunteți aici? Mi-a picat netul, mâncava și gura voastră, mi-a picat netul. Că-mi vine să sparg ăsta. Dar nu e vina lui ăsta. Trebuie a picat, sparg ăla. Băi, ce se întâmplă seara asta, mâncați și gata, 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 suntem, mamă, mamă, mamă. Da, se mișcă bine, se blochează? Da, se blochează, cred. Viețile, sunteți aici cu mine? Sunteți aici cu mine? Merge? Merge? Mamă, deci vă jur că intram în depresie dacă nu, dacă-mi pica netul acum aici, nebun. Deci intram în depresie. Mamă, avem 12.000 de like-uri. Sunteți numărul 1, mă, vieții mele. Gata, 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 gata. Băi, eu știți ce cred că a fost ăsta, totuși. Deci eu cred că ăsta a fost semn. Semn care spune în felul următor. Teo, prostule, ești singur în Asylum. Asylum are 15 milioane de etaje și e 17 milioane de kilometri dus, 17 kilometri în dreapta, 17 kilometri în stânga. N-ai cum să-l faci singur. Deci, mai luăm reia, așa, gata, joacă și mergem și noi la noi acolo, forță, creează privat. Hai, mă. De ce nu merge să creezi privat? Stați așa să intru, să ieși, să intru, că mi s-a buguit jocul, ești nebun? Aolo, doamne, doamne. Băi, au mai fost probleme, mi se pare că și Jaxi a avut probleme cu netul. Și Alexa, din câte am văzut. De dar cu un euro, dar viața aia, băi, mă bucur mult de tot că a picat doar puțin, frate, și că n-a picat de tot. Că era prost rău de tot să termin live-ul ăsta așa, era prea prost.
Tiberi cu 2 euro, mâine ziua lui Crescuțu Andrei, man chat, please. Hai să-i urăm toți, cu toții la mulți ani lui Andrei, frate, pentru mâine. Hai să-i urăm cu toții la mulți ani, Andrei, te pup, să fii sănătos și tot ce-ți dorești tu, frate. Ce PC ai? Vezi că ai în descriere, bro, toate detaliile astea. Ce faci, gurița mea? Faci pipi? Că ești gura ei. Ia-mă acum, merge, joacă, creează privat. Așa, mă, gata, mi-am pus și căciula aici, forță. Aoleu, stați așa că nu vedeți, stați așa, game scene, gata. Gata, gata, gata. Net de buget, viața aia, nu, credem, am net de la Gigabyte, nu, n-am dat astea să mă zgârcesc, frate. Nu, tot ce mai bun, pentru mai ales că fac live-uri și așa, doamne ferește cum. Hai să adaug toate astea, că așa, pastile nici n-are rost să le folosesc acum, brichetă. Ăsta, tămâie, lanternă puternică, senzor de mișcare, hai să vedem. Beatriz Mocanu a devenit membru, te pup, Beti, bine ai venit la noi aici, era să zic frate. Bine ai venit la noi aici, Beti, te pupăm și sper să te simți bine cu noi aici, în familie. Selectați contract. Da, mă, uite, nici nu mi-a mai pus asilum ăla aici. Teo, ești prost, vrei să joci la singur, ce aici, nebun la cap. Mergem, vă las pe voi, deci avem farmhouse, astea două sunt la fel, sunt aceleași, cred că farmhouse. Deci scrieți farmhouse sau roadhouse, scrieți voi acolo unde mergem, farmhouse sau roadhouse. Că dacă mă duc în școală, ne plictisim, mă, dacă mă plimb așa mult, gen. Asta e toată faza. Vreau să ziceți voi unde să mergem. Mie cred că mi s-au blocat viewerii, mi-apare că avem 3800 de persoane, dar nu cred că avem 3800 de persoane. Era prea greu, într-adevăr. Bine, mai mult era prea mare aia decât greu, că mi se par toate la fel, știi? Farmhouse, roadhouse, farmhouse. Cred că mergem la... Da, mă, farmhouse. Știți de ce la farmhouse? Pentru că tocmai ce am fost la roadhouse aia, e aia de... Am vorbit eu în franceză cu aia și nu m-a băgat în seamă. Deci aia era roadhouse. Și mergem, uite, mergem la Grafton, cred că am mai fost. Mergem la Blizzdale ăsta. Deci am adăugat tot ce trebuie aici. Bun, pregătit start. Haide. De ce nu joci cu abonații, viața aia? Păi pentru că... Dark, fii atent, puiule. Eu zic, hai că joc cu abonații, da? Și îi rog, astea în 3400, da, mi s-a blocat ăsta aici, dar nu-i problemă, nu-i problemă, bine că suntem aici, frate, și că ne simțim bine. Eu le zic abonanților că mă joc cu ei, da, le zic să intre pe Discord. După aia cum aleg, ești nebun, că dacă intră, uite, de exemplu, dacă intră toți oamenii ăștia pe Discord, 3400, și zic vreau și eu, joc și eu, cum aleg? Cum aleg și după aia e bătaie mare de cap, eu știu de la Among Us, ești nebun, de când stăteam, îi mutam, după aia cei care îi mutam nu vorbeau. După aia ieșeau, după aia mai intrau unii, era o habarababură totală, frate. Și da, de asta. Faceți o poză fantomei, mamă, deci am un deja vu total, deci trebuie să fac iar poză. Măcar acum, mamă, de final așa, vreau să-i facem o poză, ești nebun, deci vreau să facem poză. Iau MF-ul ăsta că trebuie, iau lanternă și iau, să iau și termometru. Hai că iau și termometru, poate. Găsiți dovezi MF, așa. Kenneth Smith. A, ăsta e bărbat, mă. Mamă, să vezi ce poză-i fac lui Kenneth ăsta. Am luat cheia? Da. Kenneth Smith, da? Haide pe el. Eu care nu am jocul. Or. Haide. Kenneth Smith, are you here? Și cum era, mă, să-mi apară direct în gură? Kenneth Smith, ești nebun? Sare mai ai? Nici nu-mi trebuie sare. Nici nu-mi trebuie sare. Joacă cu Zăsami? O să mă joc cu Zăsami, vă promit. 13 grade Celsius. 15. Kenneth Smith, are you here? Pe acolo ies. Salut, Euțu, vă pup, frate, vă pup pe toți. Mamă, ce... Băi, era să-mi pice live-ul pentru cei care au intrat acum. A, pe aici se iese. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a picat. Deci aici nimic. Ia să... Ia pornesc și eu ăsta un pic. Ia. A, și pe aici iese. De fapt, cred că e același lucru, mă, Teo, dar ești tâmpit.
Nu e aici. Cred că e la etaj, guriță de miel, Kenneth ăsta. Da, cum... Am rămas fără urechi, am avut și urechi, ce-am făcut? Am țipat? Uite mă, pe acolo se urcă, ok, a, și pe acolo, ok, ok. Da mă, ăsta e la etaj, cred. Și aud, și aud chestii pe aici. Ia să vedem. Nu. Laghează, fără mișto, se mișcă prost. Cred că e de la netul ăsta nenorocit, a picat odată. Give us a sign, please. Tot cu termometru umblu un pic, mă. Să văd dacă e ce trebuie pe aici. Cum era să fie în aceeași cameră ca data trecută aici, de bun? Ăsta să fie lungău de ăla, că și ăla s-a săturat de tine? Viața aia. Ce zic, ai țipat, am țipat eu, mă? Bă, iertați-mă, frate, dar vreau să-mi răspundă și mie gură de miel. Ia, mă. Kenneth Smith, are you here? Give us a sign, please. Nu e, asta e, asta e fantomă, de-aia mută, mâncați aici, dar nu vorbește. Nu e aici, n-are cum. E de la netul lor, merge foarte bine, Teo, ok, perfect, perfect, perfect. Bă, frate, eu asta n-am deschis-o? Ne e pură, ce zici, viața mea? S-a speriat și mama, îmi cer scuze dacă am urlat așa rău. Bă, bun, îmi cer scuze. A, mai e o ușă aici, frate, ies. Doamne, unde e ăsta, mă, mâncați aici, că iar mănâncă zilele și nu-l găsesc. Kenneth Smith, where are you? Bă, ăsta nu face, ăsta se ascunde de mine, mă? Suntem live de 3 ore, lol. Mamă, frate, deci eu, mie mi-apare acum de la Streamlabs că suntem live de 10 minute, mâncați și. Deci forță. Nu știu ce să fac, viețile mele, vă rog, ajutați-mă. Kenneth Smith! Mă, mi se încurcă limba în gură. Bebe, cum fac, mă, să-l găsesc pe ăsta, mă, iubita? S-a auzit ceva aici. Kenneth Smith, are you here? E la etaj? De ce zice asta? Erau 4 grade? 4 grade la intrare? Unde la intrare? S-a auzit o orgă ceva, o chitară ceva, ia. Băi, sus acolo, gen la etaj? La intrare unde? În casă? La intrare unde, 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 unde? Băi, la ce intrare, mă? La ce intrare, la ce intrare? Pe jos? La bucătărie, ia. 6 grade? Aici, mă. Aici e gură de miel, mă, stă și se uită la televizor. Where are you? Ah, pianul s-a auzit. Pianul s-a auzit, mă. Vezi unde e temperatura cea mai mică acolo? E aici, e aici, e aici, e. Uite, mișcă astea, dar de ce nu mi-apare pe EMF? A, forță, hai că nici n-am ieșit din casă, dacă e. Cinci grade.
Da, mă, aici e. Aici, aici e. E la pian aici. Păi hai să mă duc să iau altceva, că văd că cu, la temperatură nu scade sub 0. Stă pe canapea și se uită la live-ul tău. Da, mă, ăsta cred că râde de mine de acolo, gen. E soțul Sandrei. Ferească Dumnezeu. Dacă e soțul Sandrei, mă, ia ăsta... Mă urcă pe pereți. Deci îmi iau acum MF-ul ăsta. Păi ăsta las că... Dar nu știu ce să fac, frate. Cred că las puține MF-ul ăsta și mă o să pun camera pe acolo. Mă duc cu spirit box-ul să vă poate răspunde. Ia. Kenneth Smith, are you here? Nimic detectat. Where are you? Nu merge cu spirit box-ul. Te pun asta aici. Kenneth... Mamă, mânca vajura, mi-a prins lumina și mi-a... Hai mă, vărule, la... Are you here? Nu e pe spirit. Știu că n-apare la lumină, dar nu mi-a apărut nici înainte, gen. Pune camera pe televizor, am pus-o lângă, gen. Am pus-o fix lângă televizor. Schimbă capra aia că mă sperie de mor, să mor eu de n-o schimb. Deci live-ul viitor avem altă donație de 1 euro, vă promit. La spirit box-ul aici, mă duc să pun asta și asta. Și nu mă iau MF-ul ăla, de fapt, iar. Ce să las? Da, hai să las asta și să văd exact unde e. Poză, chiuvete. A, trebuie să-mi iau și camera. Hai, mi-au camera după. Amprente, da. Stinge becul, acum îl sting. Seamănă pe Sandra și-a timită cu bine. Chiar seamănă. Ia să văd. Amprente, cred că dacă... Uite, pe ăsta trebuie să fie, dacă sunt. Close the lights, please. Zici că vorbesc cu Alexa sau cu aia de la iOS. Ești nebun? Aha, așa, așa, da, dă tot dacă se poate. Mersi. De unde sting, mă, lumina? De unde sting lumina, frate? Uite de aici. Mai am aici. Uite, am auzit pașii aici, frate. Bă, ăsta e pe aici, mă. Dar de ce nu-mi găsește MF-ul ăsta nimic? Nu pot să-mi dau seama. Bă, ăsta nu cred că e în camera asta, mă. Uite, ăsta mi-a prinde lumina. Bă, vărule, în loc să-mi stingi lumina, să mă sperii, tu mi-a prins lumina, ești nebun la cap? Kenneth Smith, am I a joke to you? Pe aici ies, mă? A, știi ce fac? Dacă mă sper, eu ies pe aici, ești nebun? Bă, frate, o fi aici, ăsta? Kenneth Smith, are you here? Nu e, mă, mamă, uite murături, bebe, ți le iau? Că știu că îți plac rău de tot. De unde? Nu le suportă. Ia să închid eu ușa asta. Și stin lumina iar. Bă, frate, e a treia tură pe care o dau pe aici. Nu are cum să nu... Deci ăsta îmi cântă la ăsta, la acu... uite-l. Ok. Dar amprente nu sunt, uite, și cântă tâmpitul. You play very, very nice that piano, bro. I love you. Plec, fug, am plecat, am fugit. Poate e frică de... Bă, cu aia ce engleză ai. Ai că forță. Amprente găsești doar pe uși și pe geamuri? Nu. Bă, ia-l înapoi, ia-l înapoi. Așa. Așa, las asta de amprente. Las asta. Ce-și putea să mai iau? Bă, până acum ce am, mă? Nu am găsit nimic până acum, frate. Sunt spirit orb-uri de-astea.
Da, avem spirit orburi. Sferă paranormală, așa. Fall guys, vrei să ne jucăm și puțin Fall Guys? Mamă, dacă dăm și win pe Fall Guys în seara asta, noi, asta e seara perfectă, e genul ăsta. O să pun și cartea asta și iau și simt că acum o să se arate, o să-i fac mare poză. Cum îl cheamă, că am uitat, cum îl cheamă, ia. Kenneth Smith, mamă, deci mi se încurcă limba în gură, ești nebun. Kenneth Smith, haide. Ia mă. Îi facem poză cu pianul, că văd că îi place. Kenneth, show yourself. Mă pun la ușa asta, că eu pot să ies pe aici, el nu știe. El nu știe, ești nebun. Kenneth Smith, are you here? If you are here, show yourself. Are you scared of us? Ce-l mai întreb pe ăsta? Eu nu mai știu. Give us a sign. Aolo. Where are you? Ah! Uite! Ia-mi făcut poză! Ți-am făcut poză! Ești urât rău de tot! Gata, i-am făcut poză! Trebuie să pornească o chiuvetă să fac poză și la chiuvetă. Și trebuie să scrie în ăsta. Can you write on that book? I left you a book there, can you write on it, please? Mă duc să iau altceva, gata. I-am făcut poză. Mamă, ce m-am... Are you lost, baby boy? Nu, n-avem dale, gata. Am avut cu aia, dar gata, nu mai. He is beautiful. Hai că e forță dacă e. Ia stați așa. Unde e? Uite asta, așa, gata. Bă, frate, nu știu ce mai pot să iau lui ăsta. Deci avem spirit orb, da? I-am lăsat cartea acolo să vedem dacă scrie. Să mai încerc o dată cu spirit box și cu MF-ul ăsta să vedem dacă avem nivel 5. E demon 100%. De ce? Dar voi, bă, voi cum vă prind? Că e înalt. Era de la înalt. MF-ul e 4, nu e 5. Nu e 5, Raisa. E 4. Kenneth Smith, can you speak? How old are you? E adult, mă. Și a și vorbit. Te pup, viața mea. Te pup. You are very beautiful, să știi. Unde e, mă? E iar de la de merge ca sirena. Mâncați-aș gura ta. Dar unde e? A plecat ăsta, mă? N-a scris pe foaie. Bă, nu-l mai găsesc pe ăsta. Where are you? Are you here? Bă, unde-i here, mă? Că nu mi-l citește. Bă, nu mi-l citește. Unde e? Plec un pic. Nu că mi-e frică, dar plec un pic. Plec un pic. Deci îmi las ăsta. Mut spirit box-ul pe altceva. E umbră. Cântă-i și tu, dacă vocea, hai că îi cânt dacă e. Stai așa un pic, deci avem aia cu tămâie cumva? Nu, mai am de făcut poze la chiuvetă murdară. Deci am așa, am sferă paranormală și am și spirit box. Ce poate să fie? Strigoi, gin sau mare de-aia? Mamă, de n-a fost mare aproape la orice, frate. Mare.
Deci trebuie să mai găsim temperaturi sub 0 la mare. La ăsta trebuie să găsim MF nivel 5. Și ce mai era, mă? Strigoi. Ia la strigoi, ce mai trebuia să găsim, frate? Strigoi, Spirit Box, amprente, dar n-am găsit amprente. Deci mă duc cu MF și cu ăsta iar. Ia să vedem. Deci demon n-are cum să fie, ați văzut ce poate să fie, strigoi, mare sau gin. Dar gin, hai că vedem acum. Nu e. Nu sunt sub 0. Aolo, urât ești. Viața mea, ești prea urât, mă. A, și normal. Nu e, mă, e MF nivel 4. 5! Am plecat! Am plecat, puiule! Mamă, leu la miște. Nu! Nu, m-a omorât! Nu! M-a omorât! M-a omorât! M-a omorât! Welcome back. There's some jobs ready for you. Și tu iei cu tot până acum. A, dar mi-a dat banii înapoi, pă. Mamă, ce-am pierdut mâncava și cura voastră? Am pierdut o grămadă. Mamă, cât te-am pierdut. Nu. Mamă, cât te-am pierdut. Na, mă, că m-am mâncat pe mine. M-am mâncat pe mine și ce voiam să fac, nu? Voiam să mă opresc acolo în ușă. Și să-l iau la mișto, că eu sunt miștocar, deci Teo ăsta e pe miștocăreli în seara asta, că îi dau acum un pumn în ură. Doamne, nu-mi vine să cred ce am făcut, nu-mi vine să cred, bă, fix când să plec, mă, mi-a închis ușa în nas și mi-a tras capac, nu pot să cred, mă, nu. Câți bani ți-a mi-a dat 127, stai să vedem, deci, deci am pierdut așa, am pierdut termometru. Stai să-mi iau termometru. Unde-i, mă? Am pierdut ăsta, îl cumpăr, bam, gata. Am pierdut, ce mai aveam la mine, frate, MF. A, nu, am MF. Deci aveam MF. Cameră video, Spirit Box. Am cumpărat termometru. Bă, ce-am mai pierdut, frate? Ce-am mai pierdut, că nu știu. Când îți dă Hunter să te ascunzi, sunt prost rău de tot, eu vreau să mă bag cu el, mă. Ai pus video cu tot procesul tatuajului? Da, am pus, am trei părți. Am prima dată asta, am a doua oară asta și prank părinților și după aia am toată partea asta, le găsești la mine pe canal, bro. Doamne, doamne, îmi vine să plâng, ești nebun? Băi, da, întrebarea mea e... Eu cred că mi-am pierdut... eu mi-am pierdut tot ce am cumpărat după gen. Deci nu mai am senzor de mișcare. Nu mai am tămâie, nu mai am nimic. Aveam crucifix. Am tămâie? N-am, nu mai am. Nu mai am, frate. Am pierdut tămâie, brichetă, forță, lanterna aia puternică am pierdut-o, da, sunt prost rău de tot, aia e numărul 1, dar unde e? Și s-au dus banii, ești nebun? Nu mai am, nu mai am nimic, pă bune, nu mai am nimic, ești nebun la cap. Doamne, Teo, că nebunesc cu tine, viața mea, Teo. Ai pierdut tot ce ai cumpărat și ai adăugat, da.
am fost... ei, ce să faci? Frate. Vrei să ne jucăm și un meci de Fall Guys, mă, frate? MF-ul nu l-am pierdut, că e de la pe care ți-l de la început, gen, știi? Am văzut că alea pe care le-ai din start și le-ai cumpărat tu și adăugat după, nu le pierzi, ți le dă orice ar fi, știi? Vrei să jucăm o viețile mele și un meci de Fall Guys, dăm un win așa de final, așa de un an, gen? Joacă și Fall Guys, hai mă că o joc și un pic de Fall Guys, mă, m-am speriat rău cu tine, bă, îmi pare rău, sper că ai râs mai mult decât te-ai speriat, frate. Ați râs și voi mai mult decât v-ați speriat sau v-am speriat și mă omor? Da, hai mă că ne jucăm, frate. Se face update, ia uite aici, forță, se face update, numărul 1. Vrei să joci, iubirea mea, și tu un meci de Fall Guys? Vrei tu. Dacă vrei, joci. Hai, vrei să spargi gheața la Fall Guys? Hai de puiul meu. Hai mă că vine și Cesim aici, mai stăm un pic. A, uite, vine puiul meu frumos. Dăm să beau și eu puțină apă, că nu mai pot. Doamne, ce m-a terminat ăla pe final. Bă, dar sunt curios ce a fost. Deci, MF nivel 5, Spirit Orb și... Nu pot, nu-mi Spirit loc. Box. N-ai loc? Stai că mă dăm așa. Dăm așa. Ia stai să mă să caut să văd ce era ăsta. Deci, MF level 5, Spirit Box și Spirit Orb de ăla. Da, mă, da, ăsta era. Nu găsesc. Eu abia m-am trezit. Ah, gata. Deci MF level 5, Ghost Orb, Spirit. Era Jin, mă. Era Jin. Deci când văd Jin acolo, mă sperii și plec de acum. Pe bune. Stai să schimb scena. Game scene. Ce-ai, iubirea mea? E mie foarte somn. Ce somn? Dar cum de? Abia m-am trezit și mie și-a somnit. Mua. Că nu mai pot eu de ea ce a dormit ea până acum. Vino mai la mine aici, iubire. Sau stai așa. Stai că dau camera mai așa mai bine. Uite așa. Perfect. Și stai să fac o setare repede la cameră. Unde e? Asta e. Uite, și dau ăsta mai pe la mici așa, îl dau pe la 2-5 așa. Gata, suntem focalizați, forță. Cum dau play, mă, că am și uitat dacă nu m-am mai jucat ăsta. Gata, mă, mai dăm și niște meciuri de Fall Guys și aia e. Și noi vă iubim, frate, mult de tot. Am făcut 335.000 de abonați. Am văzut, bravo, bebe. Mua! Hai cu Outlast cu o serie. Frate, eu l-am jucat, mă, Outlast. Și Outlast 1 și Outlast 2 și Outlast ăla dintre. Vreți să le începem iar? Nu. Vreți să mai joc o dată Outlast, mă? Le-am promis că salvez live-ul ăsta, dar chiar a fost tare live-ul ăsta și eu am râs. Și eu am râs, dar a fost tare rău. De ce țip? Da. N-am voie. Dacă m-au speriat alea, bebe, mi-a venit acum, unul. Acum de ce țip? Deci bebe, de ce țip acum? Da, bebe. Cam astea pe urechi și nu-mi dau seama. Da. Ia că-mi dau și eu astea jos. Ia mai dă-ți. Oricum nu mă interesează la Fall Guys de aici. Da. Ce da? Să începi. Să încep Outlast-ul iar? Nu știu dacă mai are sens din moment ce l-am joc. Joc horror nou. Da, am început un nou mai bine. Începem data viitoare un joc horror nou. Dar să vedem ce joc. Aveți jocuri de-astea noi, forță? Vere, de ce nu joci Fortnite? Nu-mi place, bro. Dar o să-i cer. De ce se place Fortnite? Mie îmi place Fortnite. Aolo, vezi că... Forță. Deci, bebe, fii atent, tu mai mult trebuie să te miști cu dubleu. Hai că te trec eu de ăsta, că știu că nu-ți place. Și ăsta îl trec de fiecare dată. Deci să știți că eu am o scuză pentru că abia m-am trezit. Da, bebe, e dimineață. Acum. Păi, eu sunt somnoroasă.
Așa. Așa, al 13. Păi ăsta mi se pare cel mai ușor. Uite, m-a ținut dinozaurul ăla. Mamă. Așa. Mamă, cât sunt în fața aia, nu vine să cred. Apare Outlast 3, da, mie îmi zice că am căutat și eu pe net Outlast 3 când apare și zice că în decembrie acum ar trebui să apară. Dar să vedem. Mamă, dacă apare acum în decembrie, vă dați seama că ne jucăm de rupe Outlast 3. Și Sima, vrei să joci cu mine? Dau gift-uri des. Nu știu ce înseamnă asta. Gift, bebe, pe ce înseamnă în engleză? Cadou, da, gen, păi ce cadou? Păi cred că skin, nu știu ce alt gift. Nu, chiar nu știu. Eu nici măcar nu știu care e faza cu construitul ăla la Fortnite. Fortnite! Credeam că tot Fall Guys. Eu mă joc fără să construiesc. Da, da, și care e faza? Tu acum ești la început, știi, și nu, da, nu pici cu jucători, da, buni. După, mai încolo, bine, să vezi că pici cu de aia care construiesc. Dar poți să-și da tutorial, mă, iubire. Da, bine, să ne înțelegem, am jucat două meciuri. Da, dar zile că ai dat două win-uri la Fortnite. Am dat. Aha. Mi-a trimis poze, nu venea să cred că a câștigat Chessy la Fortnite. Ăla îmi place mai gata, mult. Gata, te-am trecut la ăsta, după aia joci tu bine, iubire. Bine. Mută camera, te rog, o mut acum, gata. Să văd. Camera... Ba, mă, uite, o punem aici unde era. Cum o punem, că zici? Tu pun... așa. Gata. Bum! Viețile mele au fost senzaționale în seara asta, 335. Știi câte like-uri avem? 12.000 de like-uri. Știu că m-am uitat. Yeah! Fără mișto, vezi că tu ai dat, eu doar am lăsat-o așa. Mă învăț eu să construiesc, iau ce ceva, repede, sunt nebunule. Glumesc, îți dai seama că glumesc. Dar știu să construiesc, nu înțeleg de ce trebuie să construiesc. Și chiar vă rog să-mi ziceți mie, nu înțeleg, de ce? Îți arăt după un tutorial să vezi de ce. Bine. Când construiești, poți să faci scheme, ți-am mai zis odată. Poți să te duci și în cer, da, să ăla, stai o grămadă. Ăla cu un cer, bebe, nu e cu construit, să știi. Găsești pe jos un fel de trambulin. Nu este adevărat, poți și cu construit, mă, iubire. Da, dai seama câte trebuie să construiești ca să te duci în avem cer. 13k? Fără mișto că avem 13k. Mă, câte like-uri. Am făcut vreodată la vreun live 13k like-uri în momentul live-ului, gen? Nu cred. La ăla cu noi. Ăla primul. Da. Bebe, bebe. M-am uitat, bebe, iartă. Bravo. Ia uite, mă, ce rupe pe aici nevastă mea. Ia uite. Nu mai da și pe click dreapta. Așa. Încetinește aici. A, te vezi că e bucăță. Așteaptă aici. Bravo. Bravo, ai cum să-l treci fără probleme. Bravo. 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 Du-te drept, du-te drept, du-te drept. Dar vezi să-mi intri în astea, gen. Păi eu mă întorc drept, nu mă lăsă să știa. Gata, vezi că te ajută ăștia. Ia vezi, mă, ce i-a rupt. Cum ar fi să dai un mare win? Și win deja. Cum ar fi, ești nebun? Prea multe. Bă, frate, cred că ne mișcăm puțin prost, nu înțeleg de ce se mișcă prost asta. Mi-a făcut fugul. Bă, ce... Îți fac un speed test. Somn mie, bebe. Adică nu că mi-e somn, dar gen nu m-am trezit și văd așa în ceață. Îmi dă-ți două palme, eu așa fac. Hai că așa fac dacă e. Nu, dar palme d-alea, gen așa. Ca să te trezești ca lumea. Ați văzut-o, mă, ce palme așa de-aia? Forță, hai că te trezești cu palmele alea și din morți dacă e. Hai că tare! Ai făcut 13k, dar și noi ne-am înmulțit, pe bune. Pe bune. Păi am început live-ul cu 333.000 și am terminat cu 335.000. Da. Bine, dar aveam 333.800 cam așa când am început. Și da.
nu focalizează bine viața mea. Viața mea, camera focalizează bine, să știi. Doar că supra-solicită calculatorul și stream și, și joc și așa și... Nu, de fapt, YouTube are treabă. Nu știu, mă, nu știu care e faza, dar nu e de la cameră, vă zic eu. Ăsta e ușor, fiat... Uite, sar pe asta, sar pe asta și pe aia pe asta. Repede, repede, repede! De ce așa, de ce așa? Că pot! Da, da, ai pierdut timp. Și acum unde ești? Nu știu de ce m-am urcat pe asta. Așa, și acum la fel te urci pe cea din față. Bravo! Bravo, mai bine. Și acum te urci în stânga, ai de alea. În stânga, 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 mai în stânga. Bebe! Uite, 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 în spate! Du-te cum se ducă ăștia. Așa, bravo. După aia pe asta. Clic dreapta ăla, ce zice? Clic dreapta ăla, îl mai e pe mouse sau? Nu pot, bebe. Nu-mi place, vrei să te joci tu? Nu mai ai nicio șansă. Păi știu. Dă-mi. Mă duc aici, pe oricum nu mai am nicio șansă. Nu știu câți mai sunt din față. De ce nu ți-a apăsat pe podcastul ăla? Cum împing ăsta? Ții pe click. Așa. Ține apăsat click stânga. Da, s-a și acum nu vă supărați pe mine, că nu, nu e ca și când aveați pretenții. Băi, merge live-ul prost și nu înțeleg de ce. Îmi cer scuze, frate, pentru asta. Nu pot să îmi explic de ce. Hai că mai joc și eu un match, adică nu mai joc un match, dau eu un win acum și se rezolvă. Bă, stați așa să văd, care-s problemele? Your stream is experiencing issues. Păi de ce? Zi-mi și mie ce se întâmplă. Skipped frame detected. Ah, forță. Nu e, mă, cred că e din cauza că s-a închis live-ul, frate, și acum are pornige, nu știu. Ia stai că sting ăsta. Așa. Ah, gata, acum merge bine. Gata, acum e ok. Ba nu, e la fel. Hai că... Nu merge prost? La voi cum se vede? Că mie mi-apare cu galben aici și trebuie să fie verde, gen. Adică asta înseamnă că are niște... Are niște chestii. Merge super bine? Băi, mă bucur dacă e așa. Chiar mă bucur dacă e așa. Te bucuri? Da. Au. A, am crescut și pe Instagram. S-au abonat viețile mele și pe Instagram acolo. Vă pup, mă, vieți, sunteți minunați. Sunteți te pup, Alex, mai te pup, tari. Se vede bine, perfect, perfect, perfect. M-am speriat un pic că mi-a apărat cu galben acolo, gen. Mi-e foame. Ți-e foame? Ție nu? Nu. Cum nu? Nu. Cum nu? Și ce vrei să mănânci? Mâncare. Ce mâncare? Nu vreau să-ți spun. KFC? Nu. Aoleu, doamne. Dar nu mai pot, că e 11:30. Da, ah, da, nu mai ai cum să dai comandă. Băi, mă bucur dacă se vede bine, frate. Ia. Dau mare win, să știi. Vagabonzi. Hai! 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 Mi-au luat-o și aia în față. Mi-au luat-o și aia în față. De când s-au adăugat astea? Nu știu, dar am plonjat forță. Așa. Așa, nu mă duc acolo. O iau așa. O iau așa, nu mi-o încerc în seara asta. Eu zic că trebuia.
gata, mă, hai că am scăpat. N-a fost 80 acolo, dar a fost bine, uite, am fost 16. Bă, Teo, tu faci 400k până de Crăciun, viața mea, aș vrea eu să fie adevărat asta, dar na, nu am cum. Suntem în 3 decembrie și media mea de creștere pe zi este de 1000, gen. Până de Crăciun mai sunt 22 de zile, deci eu practic pot maxim să cresc 357k până de Crăciun. Eu cred că faci 13k like, bine, da frate, au fost viețile mele numărul 1 seara asta aici, nebuna, au fost pe mine. Susținere așa de un an. Sunt acolo lângă mine și iubesc mă la tot. Teo, ledurile din spate le poți lăsa și peste noapte? Da, normal. Normal, de ce nu? Ia să vedem noi. Stai să dă ăsta mai așa. Gata. Night Fever, ăsta e al meu. Ăsta eu l-am făcut. M-au sunat ăștia de la Folga, i-am zis, Teo, vrem o mapă. Le-am făcut ăsta. Da? O bune. Să vezi cum îl trec pe ăsta. Bravo, bebe. Sunt as la ăsta. Aha. Aha. Numer donațiile? Fără mișto. N-au cum să numer. Sau dacă nu. Bă, nu cred că am probleme la donații. De ce zici că numer donațiile, bă? Asta n-a fost fiu să cânt. Stai că nu mă aud. Băi, s-a schimbat mapa asta, mă. Mamă, ce bine m-am prins acolo. Forță! Așa. Nu! Mama, am pierdut o grămadă de timp aici. Nu pot să cred. Nu pot să cred că mi se întâmplă asta. Nu mai sunt mulți în față. Hai că nu mai sunt mulți dacă e. Aaaa, forță! Gata. Nu, aș mi-a și căzut ăsta. Am scăpat. Iute-l pe ăla cum a făcut. Bă, voi l-ați văzut pe ăla? Nu! Nu mai e de noi, Fall Guys. Nu mai am pus. Bogdan, nu uit, bro, nu uit puiule. Gata, nu mai e de noi Fall Guys, frate. Bă, bune, nu. Băi, viețile mele, deci ați fost în seara asta senzație să mor. Deci ați fost numărul 1. Eu vedem că avem 2500 de persoane, e ireal. Băi, frate, vă mulțumesc mult de tot că ați stat cu mine în seara asta. Sper și eu că vă mulțumesc. Plăcut. Sper că v-a plăcut, sper că v-am lăsat cu un zâmbețel pe buze. Deci sunt 13.300 de like-uri aici, nebun. Incredibil. E cineva care n-a dat, de curiozitate, sincer, e cineva aici care n-a dat like? Că nu cred. Cred că ăștia care ați rămas, sigur, ați rămas gen de pe la început, jumate pe acolo. Viața mea nu mai pot să stau, păi viața mea închide, nu mai putem să stăm nici noi. Deci fac live-ul ăsta, deci a început cât? 19.45, mamă, aproape 4 ore, ești nebun? Sau 3? 19, 20, 21, 22? Mamă, aproape 3 ore. Aproape 4, băi, să mor eu dacă mai știu să calculez. 3 ore... E mult, mult rău de tot, dar sunt eu zăpăcit că am... vorbit prea mult în seara asta, m-am agitat prea rău. A fost jale în seara asta. Ca de obicei, hai să facem și noi un raid așa de final. Bă, frate, vă mulțumesc mult de tot că a stat cu mine în seara asta. Vă mulțumesc mult de tot
pentru toată susținerea asta din anul ăsta și sper ca pe următorul an, să zic așa, de YouTube, că mai e până la următorul an de ăsta, de Revelion, de nebunii. Revelion. Sper să ridic calitatea, că asta încerc să fac de fiecare dată, și să fac vloguri mai frumoase, frate, și să fiu și mai Caterinca, gen, să fac ceva și mai amuzant ca să râdeți și mai mult, asta îmi doresc. Aproape 4 ore, da, mamă, mamă cât am stat. De-aia vorbesc drăgușit așa, că sunt mort, ești nebun. Au, mi-ai rupt gura. Nu. Mi-ai rupt gura. Ba, nu. Nu văd live pe nimeni. Pe cine să mai facă live? Cine să mai facă? E 11 jumate, asta și e. Mai e? Nu, nu mai e nici. Băi, viețile mele, nu avem cum să-i facem raid, mă mâncați și... Vă pup, frate, vă mulțumesc mult de tot că ați stat... Raidul TDR-ul e TDR-ul live? Asta e așa. TDR-ul. Da, îi facem un TDR-ul. E băiat bun TDR-ul, mi-e drag de el. M-am uitat și eu pe un live... De un live de-a lui și mi-a plăcut. Deci am găsit să facem raid. Deci nu uitați, frate, cu zâmbetul pe buze mereu, că asta e cel mai important. Mamă, 13.500 de like-uri acum. Deci mai erau niște... Mai erau care n-au dat acolo. Câți abonați ai acum? Să zicem că era să mori, ești nebun. Avem așa, deci am făcut, am plecat de la 333.800 și avem 335.245. Bogdan, nu uit, bro, crede-mă, nu uit. Vă las cu un raid aici și vă urez cea mai frumoasă seară în continuare și zâmbet pe buze mereu vă doresc, frate. Zâmbet pe buze întotdeauna, indiferent de situație. Vă pup, vă iubesc mult de tot și vă mulțumesc mult de tot pentru absolut tot. Mulțumesc din suflet și vă las cu un raid aici. Băi, stai, mă, mi s-a blocat ăsta, mă. Stați așa un pic, nu mai merge să scriu, mă, frate. Jucăm de mereu ăsta, băieți! Așa. Jucăm bani de mereu ăsta! Stai, să intru pe alt chat, nu mai merge netul, cred. O, SLR, ia, ce dragi e fără SLR-ul ăla. Gata, vă las cu un raid aici, v-am pupat, viețile mele, seară frumoasă, vă doresc. Pa, pa! Pa, pa, viețile mele, vă doresc. Te pup, băi! Să mă vezi și pe mine fazmofobia aia, mă, că nu pot, mă, nu știu, eu mă pierd repede, mă, că...